La ieșirea din biserică pe dreapta, domnul Virgiliu Gheorghe a venit și cu cărți. Cărți publicate, scrise de domnia sa. Și totodată este și ultimul număr al revistei Familia Ortodoxă. De asemenea, colecția Familia Ortodoxă pe ani. 2011, 2012, 2013 și așa mai departe. Întrebările le puteți adresa fie oral, verbal, fie înscris pe bilețele. Cum vă vine mai bine? Cum credeți dumneavoastră că e mai bine? Cum simțiți? De venit cei din de afară, dacă mai sunt persoane afară, vă rugăm să veniți și să urcați sus în pod. Mai sunt locuri acolo. Vă rugăm să veniți unii aici în față, mai sunt două locuri, poftiți, care ați obosit. Ne mai înghesuim, mai vedem de unde mai găsim cât un scăunel și așa mai departe, ca să stați toți cât se poate de comod, de confortabil. Vreau, până vin întrebările, întâi de toate să mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară, pentru această întâlnire. În mod special să-i mulțumim domnului Virgiliu Gheorghe, care azi noapte a venit de pe drum din Sfântul Munte și iată astăzi a venit aici, în mijlocul nostru, deși este și obosit și puțin răcit. Să-i mulțumim și să-i dorim să-i dea Dumnezeu mult spor și multe putere de muncă în continuare, fiindcă are nevoie și e nevoie de ceea ce face domnia sa. Trebuie să-i mulțumim în mod special părintului paroh pentru toată primirea și găzduirea de care și de data aceasta a dat dovadă. Și sigur, mulțumesc părintului Marius Ștefan Șuiugan, că este aici cu noi alături, și celorlalți care au contribuit la colaborare, la buna organizare a acestei manifestări. Așteptăm întrebări. Vă rugăm, poftiți! Cu curaj! Bine, poftiți! În primul rând, cred că trebuie să știm care sunt prioritățile. Adică, sunt condițiile foarte grele. Foarte grele, cu toate puterile. E un război total dus împotriva omului și a familiei. Dar dacă nu știm care sunt prioritățile, cred că putem face mult mai mult spre binele nostru. În sensul că dacă pui cariera înaintea familiei, mult, mult prea mult înainte, mai ales dacă în cazul femeii, s-ar putea să trezești după o vârstă cu o carieră extraordinară, dar cu neputința de a-ți mai realiza o familie așa cum ai dori. Și cunosc astfel de persoane. Și cariera poate să fie o fata morgană. Până la urmă, eu, la un moment dat, am terminat fizica și trebuia să plec în state pentru cercetare și m-am gândit ce o să fac. O să descoper un Epsilon, E, cu tare, care să-mi poartă numele, și zic, dar lucrul ăsta să mă încălzească cu foarte mult. Pe mine, în viață. Deci, deși o carieră strălucită poate să zic să te atragă, n-am crezut în lucrul acesta și nu cred că omul ajunge să fie devină fericit prin ceea ce realizează bun. Iar familia este un astfel de context în care poți să te împlinești și este principala sau una cele mai importante resurse de fericire pentru viața omului astăzi. Acum, cum îți rezolvă fiecare problema aceasta a carierei? Cunosc, am o prietenă care este doctor de familie, are 7 copii. Și vreau să vă spun că a început să-i facă când era în facultate. Și a terminat și facultatea, și rezidențiatul, și acum e doctor de familie. Și a zis, nu se poate. Și există alți oameni, un prieten care tot așa, cei din Ascor, din generația mea, toți au copii mulți. Toți au carieră foarte bine așezați, carieră. Deci nu este o problemă, din potrivă. Familia poate să fie un suport extraordinar pentru a te realiza în viață. Dacă nu te realizezi în planul acesta al emoțional, poți să ajungi la eșec și în viața profesională. Pentru că sunt foarte legate. Te surpă. Cele mai multe probleme le avem din relația cu cei de lângă noi. Nu le avem din relația, din faptul că nu am realizat ceva, să zic, cu performanță. Asta medie. Că sunt și cazuri excepționale, da.
Deci, până la urmă, cred că asta este unul din, una din priorități și să o gândim ca prioritate. În tot ceea ce face omul, trebuie să aibă în societatea noastră niște priorități. Libertatea, timpul acordat celuilalt, calitatea comunicării cu celălalt. Pentru că poți să stai lângă el și să fii ca o mobilă sau poți să te implici sufletește și dinamic, altruist, compătimitor. Și până la urmă, asta este totul. Compătimirea înseamnă te face fericit. Veneam aseară cu prietenii noștri din Sfântul Munte și am o sensibilitate mare la prostituate. Când le văd, parcă vine să plâng. Mă dărâmă, mai ales când știu că în Germania sunt, nu știu cât la sută dintr-o state, sunt românce, deci fiicele acestui popor, mi se pare că nu poate fi ceva mai cumplit, gândit. Și o notă mai proastă pentru minunații noștri conducători care de 20 de ani se luptă să distrugă complet țara aceasta, din toate punctele de vedere. Contribuie major, altfel nu se explică. Și ziceam noi, pentru că un părinte din Sfântul Munte dăduse modelul ăsta, am auzit că a făcut ăsta, zic, hai să ieși, spune-mi o iconiță, să-i spunem ceva. Zic, eu mă ofer să ies. Și chiar este aici unul din cei care am fost, doi, la Florin, la ușă, și am ieșit, am deschis ușa, că în Bulgaria sunt câteva pădruni pe acolo, până în ruse. Prima săracă a rămas așa, uimit, i-am dat o iconiță și am zis, Hristos a înviat, Hristos Vos Cresti, în rus. A avut așa, a fost jocată, n-aș știu să zică, s-a bălbuit puțin, dar se vedea că e puțin impresionată, puțin mai mult impresionată. A doua mi-a zis, Hristos a înviat, a doua le făcea cu mână, să ne oprească. Și ne-am oprit. Și eu am ieșit cu iconița și m-a văzut, nu înțelegea exact. M-am dus iconița, i-am dat, dar Hristos a înviat. Vreți voi să vă scresti. Adevărat a înviat. Și i-am văzut așa, și să zic, pentru că sunt oameni. Și până la urmă, dacă le tratez ca pe oameni, ei funcționează ca oameni. Dacă le tratez ca pe obiecte, și în cazul ăsta este că noi tratăm foarte mult oamenii astăzi ca pe obiecte. Și cred că asta este marea noastră problemă și a fiecăruia dintre noi. Pentru că fiecare, oricare oricare altul, este un univers personal. Și atunci, dacă tratăm ca pe o persoană cu delicatețea aceea, ne îmbogățim pe noi înșine. Și până la urmă, încă o dată revin, compătimirea mi se pare că este una din legile fundamentale. Cum este gravitația în fizică, legea universală a gravitației, în domeniul umanului este legea universală a compătimirii. Și am găsit ultima vreme foarte multe studii pe tema asta. Socializarea. Mai lăsați-mă. Mă chinuiesc. Îmi puneți răbdare la cercare. Compătimesc cu dumneavoastră, dar... N-am nicio fotografie, mă cer o fotografie, n-am nicio fotografie. Nimeni dă, oricum nu se dă fotografiile, așa că nu, și nu mă motivează. În domeniul umanității, acesta este lucrul esențial. În măsura în care suntem capabili să dăruim, să ne implicăm altruism, vom primi. Și când primești, primești cu totul altceva, pentru că acolo se implică și Dumnezeu și îți umple sufletul. Dar cred că tristețea asta și monotonia asta, societății actuale, se datorează faptului că nu mai suntem dispuși să ne implicăm altruism. Nu mai găsim conjuncturile, contextele, sau ne este puțin rușine. Adică mă gândeam asta. Bă, de ce mi-ar fi rușine de fetele astea? Ies și le dau. Ce o să fie? Și vă spun așa, după aceea, așa mă simțeam de bine. Să uite, mă bucur. Parcă cel mai important lucru mi s-a petrecut astăzi a fost chestia asta. Abia aștept să mai fac drumuri până în Grecia să mă întorc. Dacă mai găsi... Nu, citesc pe repede. Cum influențează viața de nota părinților pe viitorii copii? Foarte mult. Toate problemele omului vin din familie. Problemele emoționale, problemele psihologice, toate problemele majore ale omului de astăzi provin din viața de familie, din păcate. Pentru că acolo se pun bazele sănătății acestei emoționale. Eu imediat îmi dau seama, într-o discuție cu un om, într-o singură problemă, chiar de curând am avut o discuție cu o persoană bine și motivată în creșterea copilului. Și mi-a zis că fetița ei are o viață dublă. Adică o reacție, o atitudine. Una este acasă sau una e când merge la biserică și alta e când se duce la școală. Și parcă s-a rupt cu totul de biserică. Și face totul ca să dea bine. Și mi-a zis, domnule, și-am luat un copil amărât să-l duc nu știu unde, să-i dau să mănânce. Și a zis, mamă, dar cine ai putut face cu amărâtul ăsta? Mi-a zis, lasă, mamă, dar ce este? Este un necăjit, pe copil orfan, am să-i dăm și noi o masă să mănânce și el ceva. Și zic, de unde apare chestia asta? Iar să-și mă gândesc și zic, asta apare datorită unui complex. Are o problemă emoțională, zic. În copilărie, că nu afară din țară, nu știu cât era, era la școală, la clasă. Când era mai mic, a avut probleme cu comunicare cu dumneavoastră, făcea la domnule.
Eu am lucrat în corporații, soțul meu la fel și ne-am lipsit tot timpul de acasă. Eu zic, pe asta e toată problema. Lipsa dumneavoastră, emoțională din viața ei, a făcut-o să-și construiască propriul sistem de apărare. Are o sensibilitate lăuntrică, emoțională, un complex. Dar e foarte dură, foarte puternică așa. Pe zic, e puternică, dar toată construcția asta este vrea să se apere. Ea agresează pentru că dorește să se apere pe sine. Că lăuntru acolo nu este, nu s-a întărit ceea ce vrea să întărească prin afectivitatea de care ea avea nevoie. Marea parte a problemelor noastre provin din acea zonă. Din faptul că unul din părinți, am văzut până la a doua și la a treia generație efectele lipsei unuia din părinți, un părinte alcoolic, lipsa unui tată sau unei mame și așa mai departe. Sau un părinte agresiv, care generează niște rupturi psihologice și îl fac pe om săracul să se manifeste violent în viață, dar el săracul nu face decât să se apere permanent. El stă tot timpul cu mâinile așa și dă în aer, că are sentimentul că e lovit. Pentru că așa a trăit. Am un prieten care spunea că maică-sa avea niște probleme. Dumnezeu venea noaptea și lua la bătaie. Se certa cu bărbatul și venea, deschidea ușa și din somn lua la bătaie. Și el săracul spunea, nu știu ce înseamnă asta. Să stai tot timpul când te culci, să conversi mai să stai tot timpul, să fii tensionat, pentru că dacă vine și te lovește, că tu nu ești atent, șocul este foarte mare. Și el acum are probleme de socializare. Își face greu prieteni, așa mea. Niște probleme, dar este un om extraordinar. Însă rămâne în tine trauma aceea, sădește așa, scrijelește în creierul tău, în ființa ta și trebuie să te lupți. Ăsta este un psihologic care este dependent de mecanismele psihologice. Mai este omul duhovnicesc, care este altfel. Omul duhovnicesc a biruit aceste neputințe ale firii psihologice cu prin lucrarea Harului. S-a eliberat de patim, s-a eliberat să nu patimile. Dar sunt niște dependențe ale noastre, stări de pasivitate. Vine din pasiv, din patim, din greacă. Deci eu sunt pasiv în raport cu ceva. Băutura asta, eu nu sunt, nu eu hotărăsc dacă o beau sau nu. Ea mă hotărăște. Prezența ei aici mă face să o beau. Femeia aceea sau bărbatul acela mă conduce. Nu mă pot abține, nu mă pot înfrâna, nu sunt stăpân pe mine. Asta este patima. Vine momentul în care noi luptăm și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să vindecăm aceste slăbiciuni, atunci ne sănătoșim. Asta este, până la urmă, scopul bisericii, scopul fundamental al bisericii, de când a venit Hristos în lume până astăzi, este vindecarea omului. Spune Părintele Romanidis și Ignatiu Ierotei Vlahos, omul este eminamente bolnav. Tot omul este bolnav. El nu se controlează, nu este stăpân, are mintea, n-are discernământ. E, scopul vieții noastre în biserică este însănătoșirea noastră. Dacă noi nu privim așa viața în biserică, suntem în eroare, dacă nu în înșeloare. Adică noi, știți, mâine trebuie să fim mai bun decât astăzi, sau mai înaintați, nu mâine neapărat, dar peste o lună. Vedeți, într-o școală, când intri, întotdeauna îți dau niște examene. Să vezi, ai înaintat, când te duci într-un spital, și o să o zic de 1000 de ori, până când o înțelege oamenii, faci analize la venire și la plecare. Ca să vezi analizele s-au refăcut, așa și în biserică. Ai o analiză pe care o să o face duhovnicul și vezi, mâine face iarăși analiză, până când te-ai însănătoșit. Dar nu să considerăm că venim la biserică 20-30 de ani, suntem la fel ca acum 23 de ani. Înseamnă că e ceva, e o problemă acolo. Înseamnă că noi n-am înțeles nimic, sau aproape nimic. Și că pur și simplu vizităm biserica. Venim și noi mai o vedem, duminica, am plecat acasă și ne continuăm viața neschimbat. Viața în biserică este o terapie. Rămâne cu probleme psihologice majore, pentru că vezi, mie și ce mă interesează. Tocmai asta face biserica. Ne vindecă de toate bolile pe care le-am acumulat datorită unor defecte de trăire în familie, în lume. Ne vindecă de el. Ne pune plasturi ăștia și se vindecă rănile respective. Altfel nu se vindecă ăsta. Eu sunt apropiat și de domeniul psihologiei. De cognitivă, de comportamentală, de chiar și de ceea ce ar putea să însemne psihanaliză. Că până la psihanaliză nu face decât să vadă ce se întâmplă în tine. De aia nu are, de multe ori nu lucrează cum trebuie. Adică, în loc să te elibereze, dar nu poate să nu te elibereze de slăbiciune. Că numai eliberarea de păcat o face numai preotul. Prin puterea care a stat-o Hristos. A zis la Paște. Nu a zis, până la viață iertare, toate vor fi. Deci, dacă este să vorbim de viața dezordonată a părinților, primul lucru este să ne iertăm părinții. Cine nu iartă, nu se poate vindeca. Deci, ăsta e punctul de început. Nu se poate să nu se imagineze cineva. Am cunoscut oameni care în față mi-au zis, nu pot să iert. Mama a făcut aia, face asta. Nu a făcut-o. Nu o să te poți elibera. Exact același lucru le face și tu. Deci, în primul rând, să iertăm părinții. Să-i înțelegem, pentru că și ei au fost
victimizați, agresați la un moment dat. Și dacă stai să vezi, fiecare om nu este îndreptat către rău din fire, către bine îndreptat, dar ceva s-a întâmplat în lume și el nu a avut puterea să răzbată. Vezi pe unii părinți care beau. Ceva s-a întâmplat în viața lor care i-a dărâmat sufletește. Și ăla s-a refugiat în băutură. Ce să faci? N-ai ce să faci. E mai important să-l înțelegi, să-l ierzi, să te rogi pentru el, decât să-l judeci și să stai în tensiunea asta că ți-a distrus viața. Pentru că tu poți să-ți o repari. Dumnezeu te poate ajuta să-ți o repari și se repară viața. Dar pe calea aceasta de care v-am vorbit, în care spovedanie, Sfânta Părtășanie, și atenta urmărirea conștiinței noastre. Că dacă noi nu vedem ce se întâmplă în urmă, ce se întâmplă în mintea noastră, nu o să putem progresa. Că lăsăm orice gând să pătrundă mintea noastră, noi am avansat asta și știu că suntem mult mai progresați. Dar noi, oamenii înainte erau foarte atenți la gânduri. Nu erau atenți la să se spere pe mâine atât de mult, cât erau la ce se întâmplă în mintea lor. Asta noi considerăm că, vedeți paradoxul, toți oamenii sunt, se îngrijesc, se spală des și zilnic și mai departe. Dar mintea nu ia în seamă. Și de aici vin toate problemele. Depresiile a ajuns la 25%. Un sfert din populație face depresie. Bolile psihice și mai departe. E o dramă ce se întâmplă. Depresia asta este nefericire. Oamenii sunt nefericiți. Nu spun un caz în care tatăl era alcoolic și căzuse în adulter de mai multe ori în perioada în care mama era însărcinată. Acel copil a început când, încă înainte de a merge la școală, să se masturbeze. Fără să știe ce înseamnă asta, fără să aibă noțiuni sexuale. Cum este fața acest lucru? Dom'le, am văzut că funcționează treaba asta. Adică se transmite o înclinare către păcat. Se transmite. Mi-l spun psihiatrii. Obiceiurile astea la copii astăzi, patologia asta este extrem de răspândită. Face acum 20 de ani nu exista, dom'le. Eu nu aveam cazuistică. Deci, am lucrat și acum 20 de ani, lucrat și acum. Nu neapărat că îi învață părinții, ci e ceva care s-a schimbat în fire. Și vedeți că lucrează cumva treaba asta. Noi nu v-am spus de la început, cred că v-ați început. Nu știm cum se transmit lucrurile acestea, dar se transmit. Dar asta nu înseamnă că noi ne putem lupta și elibera cu ajutorul lui Dumnezeu. Și nu numai soțul este vinovat acolo. Să știți un lucru, întotdeauna într-un defect de căsătorie sunt vinovați ambii. Unul are un procent, altul are alt procent. Unul poate să aibă 70%, altul are 30%. Dar tot are un procent. Când vine la mine cineva, spune, nu ai rezolvat cele 30% ale tale? Că degeaba te duci să rezolvi pe cele 70% ale celuilalt. Că dacă le-ai rezolvat pe ale tale, ai mai mari șanse să... Că și la celălalt se mai dă înapoi. Dar noi nu vrem. Pentru că suntem orientați către celălalt. Și celălalt poate să aibă o nemulțumire. De unde provine nemulțumirea aceea? De la niște așteptări înșelate. Poate că așteptările au fost foarte mari și asta este o mare problemă și patologie, dar poate că nici noi n-am știut să-l înțelegem, să-l iertăm, să-l iubim și să-i trecem cu vederea ca să-l facem mai bun. Când puteam să-l facem mai bun. Și poate că nu ne-am avut pe Dumnezeu aproape, pentru că vă spun, toate studiile se spune lucrul următor. Cei mai buni indicatori de viață, trupească, să zic, fizică, mentală, socială, este mersul la biserică. Cei mai buni indicatori. Cel care merge la biserică trăiește cu 7-8 ani mai mult decât ăla care nu merge la biserică. Asta spun statistici. Deci efectul pozitiv al mersului la biserică, puțin comic, este echivalent într-un studiu cu efectul negativ pe care l-are fumat unui pachet de țigări pe zi toată viața. Așa că cei care fumează un pachet de țigări pe zi se meargă la biserică ca să trăiască de ceilalți. Măcar așa să rezolve problema. Că poate în timp nu o să mai fumeze nici pachetul ăla. Și atunci a câștigat 16 ani în viață. Nu doar 8. Deci, mă uit la familii care tratează cu foarte multă superficialitate. Lasă-mă biserica cu popi, cu poveștile astea. De parcă vin ăștia troglodiți ăștia de acum 2000 de ani să ne spună nouă cum să ne facem în viața noastră. Și sunt deștepți. Ei sunt deștepți. Și eu mă uit la ei și spun, mă, fraților, niciunul nu-și imaginează că într-un an va fi divorțat. Nu le vorbesc. Stai aici o grămadă de tineri. Niciunul dintre noastre nu se gândește, se spunește că unde va divorța. Niciunul din perechi crede aici nu se gândește că mâine va divorța. Dar eu vă spun, statistic vorbind, între 20-30% veți divorța de aici și care sunteți. Așa că dacă faceți socoteală, o să vedeți care e probabilitatea ca dumneavoastră să divorțați. Și vă luăm un factor de risc. În ce măsură petreceți timp împreună, cât timp petreceți cu cariera, care sunt prioritățile în viață, cât de mult vă asemănați unul cu celălalt, câte avorturi aveți la activ, cât de mult mergeți la biserică și așa mai departe. Și dacă facem un tabel,
o să vedeți că vă pot spune cam și cam aproape cam care este rata de divorț, cât aveți șansa de mai durează căsătoria dumneavoastră. Cel mai groaznic la noastră dată este avortul, siguranță. Rupe căsătoriile și contracepția. Fenomenal. Creează o dihonie nevorbită, nespusă între cei doi, care crește, o ruptură care crește. Și am cunoscut bătrâni care efectiv se urau. Cel mai mare dușman era soțul sau soția. Cel mai mare dușman. Și eu imediat întreb. Au avortul? A, îmi zicea bătrânul că el a făcut, bătrâna că a făcut 30 de avorturi. Se urmăresc să o moare. Zic, cum a ajuns o viață întreagă petrecută împreună la altul să fie cel mai mare dușman? Este, pentru că toate avorturile respective te rup de celălalt. Deci chiar am răspuns asta cu tatăl și cu practicarea. Este o înclinație, dar noi trebuie să luptăm împotrivă. Dacă noi însă cultivăm înclinarea, atunci suntem vinovați. Nu se transmite păcatul, să știți, spun părinții, ci înclinarea. Atunci când se naște un copil, se naște o nouă femeie, adică mama. Din punct de vedere neurologic și psihologic, ce transformări se petrec în acest univers pe care îl numim femeie și ce implicații se dezvoltă în relația bărbat-femeie, aceștia fiind căsătoriți, în relația femeie-părinți, în relația serviciu-carieră. Dar mă depășește întrebarea asta. Sunt tratat. Dacă știți să răspund la ea, sunt tratat și se vinde bine. Sunt mulți interesați de a afla răspunsurile astea. În mod evident, se produc mari transformări. De la nivel hormonal până la nivel al neurotransmisătorilor, organic vorbind. Crește nivelul de prolactină pe o perioadă lungă de timp și de oxitocină. Prolactina o face pe femeie să nu mai fie motivată deloc, trupește sau foarte puțin. Paradoxal, bărbații care sunt foarte atașați de soția lor, și la ei crește nivelul de prolactină și nu mai sunt atât de motivați trupește. Prolactina este un inhibitor al dorinței sexuale. Și ea apare, crește odată cu momentul în care femeia rămâne însărcinată, are valori mari pe perioada sarcinii și rămâne mare și după o perioadă lungă de timp cât alăptează. Deci ea nu este motivată. Deci vedeți că și trupul îl ajută pe om. Și dacă există o legătură strânsă, sufletească de bărbați femeie, în bărbat se produc niște modificări chimice, biochimice asemănătoare. Există cunoscut cazul acesta al durerilor și al greței suferite de bărbați în perioada când femeia e însărcinată. Eu am prieteni care au suferit lucrul acesta. Femeia nu a avut soția lor, dar au avut ei. Da. Da. Mi-a confirmat. Are 7 copii și a experimentat-o la mulți dintre ei. Deci, natura ne ajută, dar pentru asta, esențialul care este? Această comuniune sufletească între cei doi și asumarea celuilalt. Sigur că biserica te ajută și vă spun de ce biserica ne ajută. Pentru că biserica îți crește foarte mult capacitatea de a compătimi cu celălalt și a empatiza. Și astfel că te ajută să îl simți pe celălalt foarte apropiat de tine. Asta te ajută biserica. Te ajută să iubești. De ce se schimbă relația între bărbat și femeie? Cu siguranță bărbatul se simte mai apropiat de soție pentru că este mama copilului lui. Ceea ce de multe ori nu se întâmplă atunci când se căsătorește cu o femeie care are copil dintr-o altă căsătorie. Ea fiind atașată de copilul respectiv, acela va deveni un mijloc sau cineva între el și soția lui. Și astfel că până la 80 de ori este mai mare probabilitatea ca un tată vitreg să-și violeze și să abuzeze, să-și agreseze copilul, decât un tată natural. De 80 de ori mai mare. Și asta cred că e unul din motive. Pentru că dragostea femeii, soției, către copil se întoarce asupra soțului. E copilul soțului și îl împărtășesc cam amândoi ca relație. Relația femeie părinți. În mod cert că ea se îndepărtează mai mult de părinți odată cu nașterea copilului, pentru că are propriei familii. Deja se definește structura și se întărește. Acum, din păcate, este cazul acesta că mama soacră, domne, există o preocupare mamelor soacre astea. Sapă la rădăcina relațiilor dintre copiilor. Copilul ei, celălalt. Sapă stă în spatele urechii și spune tot timpul, ai văzut ce s-a făcut? Crezi că... Lasă-l, dragă, găsește altul mai bun, să te respecte. Eu nu vă spun acum, din ce n-am auzit. Cunosc cazuri și foarte multe
Eu întreb și aveți probleme? Da, am probleme cu soția. Zic, și ce vrea să divorțeze? Da? Cum stă? Păi stă împreună cu mama soacră. Zic, nu, dar nu știți că așa ceva. Nu se face, pentru că există riscul acesta. Când sunt oameni duhovnicești, lucrurile acestea nu se pun problema. Dar când sunt oameni psihologici și mama soacră are o problemă psihologică, ea inconștient va lucra la despărțirea celor doi. Atât de des o vezi astăzi. În condițiile în care mamele, soacre sau bătrânii noștri, în loc să fie cei înțelepți, sunt cei televizodependenți și ce aud acolo, ăla e adevărul adevărat și zice, știu eu, lasă că știu eu, el nu știe că el a fost condiționat să știe. Precondiționat, adică cel care a lucrat acolo material nu știe ce să gândească el. Îmi spunea un prieten de prin Piatra Neamț, mă duc la bunica mea care toată viața a mers la biserică și a zis, mă, lasă-mă, drag, popii ăștia, niște nenorociți, n-ai văzut? Iasă toată ziua la televizor și ce vede, aia îmi gândește. Bineînțeles, credința ei n-a fost nici activă, nu s-a dezvoltat, dar măcar așa se mântuia, știți, ca prin foc, așa? Deci, lasă serviciu, carieră, în mod cert, femeia nu mai este motivată atât de carieră. Și aici trebuie văzută că apare primul copil, stă cu el, femeia trebuie să stea tot timpul copilul. Asta e realitate. Cum devine viața ei? Din al doilea, există o tendință de a invada. Mai ales când noi nu avem mentalitățile adaptate acestui mod de viețuire. Că fetița de mică se pregătește, a zis, visează să fie mămică, toată viața visează să fie mămică. Și nu e mămică și crește visul și este foarte odihnită lucrul acesta. Dar ea visează să se distreze, să meargă la bar. Și când se are un copil și vede că nu se mai poate distra sau nu mai poate să schimbe hainele, că nu mai spor ochii, acum nu mai este ochii, și numai așa, se simte nefericită și apare un fel de depresie de-asta, de conjugală, de viață, de familie, așa mai. Băi, ține aici, închis în casă, tu te duci, umbli și eu stau și sufer. Până când? Ai spus că în temerea unei familii importante, inclusiv în carieră. Dar căsătoria nu e o decizie individuală, presupune decizia și a unei alte persoane. Ce poate face cineva pentru a-și găsi perechea alături de care să întemeieze o familie fericită? Păi, asta am vorbit foarte mult astăzi. În primul rând, să semene. Doi, să aibă o relație cu Dumnezeu. E mult mai probabil că un om care o relație cu Dumnezeu, sincer, nu că sunt unii care merg la biserică, nu poate să-l căsători și ei. Și după aceea, uite imediat, spontan, și zice, lasă-mă dragă poate la biserică, înțeleg că și eu merg la biserică. Spune, dacă Dumnezeu este viața noastră, nu am făcut nicio afacere în treaba asta. Deci nu ne mișcăm unde trebuie. Suntem ca acolo la Apocalipsă, nici reci, nici fierbi, nici căldicești. De aia te-am aruncat din gura mea. Din păcate, trăim într-o societate de căldicești, apatici, care vin și vor la biserică, că poate o scoate ceva și de pe aici. Dom'le, sunt multe lucruri. Eu am o conferință întreagă pe tema familie și nu aș putea acum să spun decât două, trei. Unul dintre ele să nu ne îndreptățim. Dacă ne îndreptățim în viața de familie, am creat zone de conflict. Și ce asta te îndreptățești? Să spui că tu ai dreptate tot timpul. Și totdeauna este un vinovat și ăla este totdeauna celălalt. Când se petrece ceva rău, vai ce ai făcut. Eu fac că și nu strugă tot timpul, zic eu, deci clar trebuie să fie un vinovat. Și la trei, că un dat aproape, că unde să-l cauți de parte, că trebuie și sancționa vinovatul ăla repede. Și atunci ai luat de gât. Deci probleme vor apărea. Inevitabil apare viața de familie conflict. N-avem cum, nu se pot ocoli conflicte. Dar eu spun atâta, măcar ocoliți cu escaladarea lor. Să nu ajungeți să spunem lucruri pe care mai târziu le regretăm. Au un prieten ce mai Virgile, m-am spovedit și eu și nevastă mea. Băi, și ca o minune, de când am spovedit ultimele două, trei luni, când se enervează ea și ură la mine, tac, din gură. Când mă enervești țip la ea, tac, ea din gură. Și așa, nu ne-am mai certat deloc de atunci. Deși pricina a fost, vorbesc foarte serios. Și așa, uite, mă, o metodă. Trebuie găsite soluții, pentru că eu dacă consider că familia este cel mai important lucru din viața mea și fac tot posibilul să o salvez, nu se poate să-mi ajută Dumnezeu să o salvez. Dar dacă sunt foarte parazitat și nu știu bine pe unde sunt și care e treaba, merg pe stradă și mă uit după ăla să văd, bălatul nu fi mai bine, mă, n-am ales ce trebuie, am o facere proastă. Când ai două gânduri în minte că putea fi și mai bine și că ălaltul e mai bun, s-a terminat. Deci despărțirea apare din minte, intră și intră la gând. Când începi să judești pe soț sau pe soție de față cu alții, iar și o mare problemă. Pentru că tu te-ai despărțit în mintea ta de el. Dacă te-ai despărțit în mintea ta de el, e foarte ușor să desparți în viață. Hai că spui că nevastă mea m-a omorât cu gura, e una. Asta e o chestie generală. Și cu
la vadă și mă zic ca un păcat, ci poate chiar ca o, un fel de a fi a femeii care vorbește mai mult ca la bărbatul. Dar în momentul în care tu sufletești și te desparți de soție, nu e bine. Nu e bine. Trei și le zic tot timpul este să ne păstrăm simțul umorului, mai ales bărbații. Și femeia, în primul rând, răbdare. Sunt multe care, lucruri care, cum să spun, trebuie să înțelese, trebuie să-l înțelegem pe celălalt. În primul rând trebuie să-l cunoaștem pe celălalt. Dar e bine, când intrăm în familie, trebuie să-l cunoaștem, dar nu sexual, ci sufletește. Să știm cu cine ne ducem, cu cine plecăm pe drumul ăsta. Deci e foarte greu că tu te trezești la un moment dat, dar ai cu totul altfel decât ți l-ai imaginat. Că nu mai poți să spun. Și vin la mine și ce să fac? Ei, ce să faci? Acum atât mai departe, dacă cine l-a obligat cineva, mai bine nu o să-ți fie. Nici să-ți fie mai rău. Deci trebuie să crescăm bine ochii și să fim atenți nu la lucrurile exterioare. Chiar am avut o discuție zilele astea, un băiat, două fete. Una, părinți buni, puțin capricioasă, merge și ea la biserică, se vede că nu e atașată de el foarte tare, dar îl susține, îi spune că îl iubește, pentru că are nevoie de un suport emoțional, da? Cealaltă, șefă de promoție, nu spun ce, ca să nu ne apropiem de cazul așa, îl iubește, îi spune că îl iubește și este mulțumită ca el să știe, că știe că el este... Eu i-am spus lui mă, eu aș căuta o fată care să mă sprijin, să fie un suport, nu una care să mă chinuiască. Și așa să te chinuiești, dar el îndreptate pentru cea care îl va chinui. Și dacă nu se va birui pe sine, se va chinui o viață întreagă. Mi-a spus, te chinui familia 18 ani, dacă undeva sau să te chinui 70-60, dacă ajungi să mai, dacă nu, rup complet și e terminatul. Deci trebuie dintr-un început să știm pe ce drum. Vă spune, nu e imposibil asta. Dom'le, nimic nu e imposibil. Eu, în orice situație, eu cred că se poate scoate ceva. Și chiar așa în lumea în care trăim, găsești băieți buni care spune, e imposibil să mai găsești o fată fecioară și sănătoasă la minte, nu știu ce. Și fete bune, domnule, e imposibil să mai găsești un băiat normal. Nu e imposibil, domnule, se mai găsesc. Și eu zic că foarte ușor, sau mai ușor vom găsi dacă ne vom sluji și de relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, și eu asta cred, că ce-ți dă aia poți duce ușor. Ce ție singur, s-ar putea să o iei, să-ți iei propria răspundere, să nu o duci. Deci nu o duci, că sunt probleme. Spuneați că bărbații de astăzi o șterg imediat când dau de greu. Poate și din cauza că state de puțin la Sfânta Liturghie. Da. Știți că viața religioasă a bărbatului crește fenomenal relația dintre el și soție. Ceea ce nu se întâmplă la femeie. Adică viața religioasă a femeii nu crește foarte mult calitatea relației cu soțul. Din cauza că femeia, prin fire, este mai înclinată către o relație bună. La bărbat, mai puțin. Dar dacă el este credincios, și-o asumă mult mai mult și mult mai serios. Și atunci calitatea relației crește foarte mult. Deci, aveți puțină dreptate aici. Sau mai multă. Că dacă un bărbat ar fi mai credincios, lucrurile s-ar... În primul rând și-ar asuma problema și care este la bărbații. De asta nu mai făcut armata. Și să glumim. Nu glumim deloc. Nu, când spun armata, nu sunt încercați. E o generație crescută cu foarte mult confort. Cu tot ceea ce a vrut, mama i-a dat. Cu foarte multe dulciuri, cu foarte multe salamuri, cu foarte multe excitatoare, cu foarte multe analgezice, narcotice, de-astea. Și atunci el e foarte pasiv și nu are chef să-și asume și e greu să-și asume. Vă zic, mă, fraților, voi cum vă lucrați așa cu copilul vostru, voi îl faceți dependent de voi. Și apare noua generație, se numește Gailand, băieți care, bărbați, care nu se mai maturizează niciodată. Se maturizează la 30-40 de ani. Este căsătorit să avem și copii. Mai are o denumire pe moment. Și se comportă ca niște copii și când dau de greu, fug la mama. Nu știu ce să mai stau. Dramatic. Încercările îi mai întăresc oameni, dar să știți un lucru. Am cunoscut mulți oameni divorțați care mi-au spus, dacă știam ceea ce știu acum înainte, nu aș fi divorțat. Și eu am greșit. Femeii mi-au spus mai multe. Poate că ele sunt mai sincere. Sau poate că se schimb mai ușor. Da. În fine. În condițiile schimbării mentalităților, femeia pare mai lovită. Dar ea se poate împlini totuși ca femeie prin maternitate, fie prin însămânțare artificială, fie în urma unei relații accidentale. Bărbatul, în schimb, devine complet, e complet pe din afară. E liber de obligații, dar nu e împlinit. Dar și nu. Un copil crescut fără tată, să știți că nu este un copil, este un copil care are niște probleme. Și mama suferă foarte mult pentru că realizează că acest copil are niște probleme și ea vrea să fie și tată și nu poate să fie și tată.
cea mai bună metodă ca să-i fie tată este să tatăl ei să funcționeze pe postul de tată. Dacă nu are tată, fratele ei să funcționeze pe postul de tată. Dacă nu are frate, duhovnicul să funcționeze pe postul de tată. Copilul are nevoie și de tată. Are nevoie de tată și de mamă. Are nevoie de o instanță masculină, bărbătească, care îi dă tărie, îi dă sentimentul de siguranță. Și de mamă, care îi dă sentimentul acela de căldură, de afectivitate și îl întărește emoțional. Eu nu sunt de acord cu sămânțarea artificială. Cunosc un caz, am sămânțat de 2-3 ori fără, am avut cancer și acum are metastază și așa să moară. Dom'le, știți care e treaba? Nu a lăsat Dumnezeu treaba asta cu sămânțarea artificială, că se știți că o lăsa. Dacă era nevoie, o lăsa. Făceai ceva și de sămânța artificială. Dar nu merge, fraților. Eu ca bioetician, asta e formația mea, sunt bioetician, ar trebui să fie chiar specialitatea mea, sămânța artificială. Nu știu, nu văd bine. Nu văd bine. În primul rând, îi faci mai mulți embrioni, îți scoate mai multe ovule, se fecundează, scoate mai mulți embrioni. Păi și cum este cuciunul pentru eprobetă? Păi știți ce important este momentul concepției? Că sunt niște stări sufletești acolo. Sunt două persoane care se întâlnesc. Se naște un om. Cum se naște un om? Bagi siringa în ovar, scoți niște ovule sau cum ovale, bagi într-o eprobetă, scoți pe bărbat să se masturbeze ei niște de-aia și se produce un copil. O tehnologie se produce un copil. Mi se pare că este firească treaba asta. Bine mi se pare. Și pe urmă, ei acei embrioni, unii bagi în frigider, l-a băgat cu copilul în frigider, la temperatura nu știu care, și îl scoți peste când vrei tu și îl bagi, copilul ăla se face om. Nu știu cum vedeți lucrurile astea, dar mie mi se pare puțin nefiresc. Și îl bagi în mamă și din aia doi, se fac luna starcină, este la uterină, moare unul rămâne, cazul. Îi iau, se vehiculează acum, îi trimite în America, îi trimite în Australia, embrionii merg așa de peste tot, nici nu știi ce se întâmplă. Și fraților, ce lume o să fie asta? Să nu fie niște lume de oameni foarte bolnavi. Copiii aceia cred că-l fi cu probleme mari de tot, dar cui pasă lucrul acesta? Nu-i pasă nici la ăștia care se nască săraci într-o relație sănătoasă. Dar vedeți că are viitor. Eu ce vă spun acum e de viitor. Adică tehnologiile acestea vor fi la modă. Vor fi recomandate, vor fi... De ce? Femeia nu se mai lasă copii. Pentru că ea vrea carieră și după 30 ceva de ani, după ce va face contrageță și avort atâția ani, nu o să mai poate, că s-a stricat aparatul genital. S-a stricat ovare, s-a stricat hormonal, s-a stricat. Păi anticoncepționale sunt niște medicamente hormonale și produc modificări hormonale. Și dacă trebuie produs acele modificări hormonale 10 ani, 20 de ani, nu mai funcționează hormonal normal. Și știți foarte bine, e vorba de o producție a PSH-ului ăsta, hormonul... Hormonul de stimulare foliculară ca să elibereze ovulul, e nevoie de creșterea estrogenului într-o anumită perioadă, prosegeți la numai departe, ce sunt filozofie. Ea nu mai va funcționa. Și are ce vreau copii. Păi și ce să fac? Hai, nu, alterează la etrubetă. Așa, nu, păi nu mai am ies nici ovule, nu mai am. Ai nicio problemă, găsim o fată, tânără cu ovule. Tu doar să poți să o ții. Eu personal nu pot să așa. Cine vrea să încerce, poate să încerce, nu? E o mare libertate. Dar să nu se plângă pe urmă că are cancer și pe urmă că bărbatul a părăsit-o și că copilul o lovește în fiecare zi o bate, cunosc cazul, în fiecare zi o bate pe maică-sa, 17 ani. Și e nebunită. E frică că o omoară, nu de altceva. Nu poate să zică bărbatul așa, nu poate să anunțe poliția, ce să faci? Eu pe copilul tău. Eu sunt mai cu sticla mea în cap, dar o bate de-a binele. Stă jocul pe calculator, ce o mai vedea pe acolo și cum o vede e agresiv. Sare și o bate. Ce ar trebui să facă părinții și societatea civilă în legătură cu introducerea educației sexuale în școli? Multe se pot face. Unul să conștientizăm care sunt problemele astea, să ne opunem, să facem asociații de părinți, care în momentul în care se încearcă așa ceva, să apelăm la niște studii, să dăm în judecată sistemele acestea conducătoare, să ne organizăm ca societate, să reacționăm viu ca societate. Noi suntem foarte pasivi, nu spunem nimic. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Și este ca broasca, și cum este broasca și șarpele. Vede șarpele și hipnotizată se blochează, stă și se oprește. Și șarpele vine frumos, o ia în gură. Când broasca este în gura șarpelui, începe să țipe, ca din gură de șarpe. De aici vine ca din gură de șarpe. Eu am un prieten și zic, băi, Virginia, am văzut în pădure aici, țipa o broască și m-am uitat să văd. Era în gura unui șarpe. Și așa înseamnă de unde vine vorba în gura de șarpe. Deci atunci realizează că e în gura de șarpe, stă hipnotizat. Așa și noi stăm hipnotizați și așteptăm să vină apocalipsa peste noi. Lasă-ne, au venit mâine, au venit peste o lună, două. Nu știu, eu cred că trebuie să facem ceva, să ne mișcăm, să ne luptăm. Nu se poate să rămână lucrurile așa. Ne ajută Dumnezeu, dar știți? În Vechiul Testament, Dumnezeu iese înaintea oștilor și biruie pe asirieni, știți acolo, biruie pe filistinieni, luptă cu Gedeon, luptă cu așa mai departe.
Dar exista oști. Dacă nu ar fi existat oști, dacă nu ar existat dorința de a lupta, cu ce? În fruntea cu țiasă Dumnezeu. Așa și noi. Așteptăm, stăm la televizor sau ne vedem de ale noastre, într-un mini de-asta egoism creștinesc, și așteptăm ca Dumnezeu să schimbe lumea în bine. Nu se poate. Măcar ai vărsat la până la rugăciune. Da, e greu să mergi la tare. Măcar să ieși afară și strigă. E mai ușor să strigi la lumea decât să strigi la Dumnezeu. Știți foarte bine ce înseamnă să te rogi până la... Deci unii se roagă, dar să se roage. Nu că eu sunt creștin și evlavios și nu mă bag în astea, lasă-i, Domnule, astea sunt alte rezultate, o credere. Păi ce sunt o credere? Și tu ca evlavios, treci la biserică, stai cu gândurile tare în cap, ai plecat, dar nu știi că s-a terminat liturghia și ce s-a întâmplat pe acolo, ai ajuns acasă, ți-ai început viața și se numește viața creștină. Când nu ne pasă de celelalte ce se va întâmpla cu viitorul copiilor noștri, nu se numește viața creștină. Viața creștină este o viață de compătimire cu durerea lumii. Pentru că viața creștină înseamnă să fii viața, a viața lui Hristos, da? Ne numim creștini pentru că purtăm numele lui Hristos, nu de altceva. Și dacă purtăm numele lui Hristos, trebuie să facem ce a făcut Hristos. Să jertfi pentru lumea aceasta, suferi pentru lumea aceasta. Asta trebuie să facem, ca dacă numim creștini. Dacă nu, se numim oricum altceva, budiști. Păi ea nu se jertfesc pentru lume. Și ce-l faci pe bărbat, mai bărbat și pe femeie, mai femeie? Ce s-ar putea face la nivel social pentru întoarcerea la normalitate? Dar asta cu bărbat mai urmași pe femeie este extrem de complexă. Domnule, să plecăm de la lucrurile cele mai simple. Iertați-mă că spun. Femeia să poarte fustă. Femeia să revină la delicatețea gesturilor, la interiorizare și nu tot timpul să fie dominantă. Bărbatul să fie stăpân pe sine. Bărbatul să-și dovedească puterea nu cu pumnul, ci cu răbdarea. Deci sunt foarte multe care țin de, chiar de virtuțile acestea ale realizării tale ca bărbat și ca femeie. Ei ce au făcut? Să nu credeți că povestea cu fusta sau cu pantalonul a venit așa dintr-o dată din emanciparea femeii. Nu, fraților, a fost gândită. Ca să poți strica familia, cel mai simplu lucru este să distrugi diferența între bărbat și femeie. Niciodată o femeie nu o să fie atrasă de altă femeie decât dacă e anormală, dar femeia trebuie să fie atât anormală. De aceea, femeile astea care provin din insula Lesbos, ca să nu spun mai mult, ca nomenclatură, ca nume, sunt doar 1,6% în 7% în America, ca statistică, iar bărbații sunt 2,7%. Iar acestea, săracele, sunt de obicei bi. Pentru că ele nu sunt pornite către asta, ci au fost atât de dezamăgite și atât de căzute sufletește, că până la urmă au apelat la această alternativă într-un context anume. Și nu sunt așa degenerate ca bărbați. Deci ea săraca, femeie este... Deci într-o familie bărbatul este foarte bărbat și femeia foarte femeie. Că bărbatul e foarte bărbat și femeia foarte femeie, lucrurile funcționează mult mai bine. Dacă femeia preia prerogativele bărbatului și bărbatul îi le predă pentru că e comod, și lasă, dacă are cine să se zbată, la ce să mai mă poate eu capul? Atunci nu o să funcționeze viața de familie. Că n-are cum să funcționeze pentru că femeia se va simți frustrată. Îi dă un brânc și îi zice o vorbă, ce bărbat ești tu? Și atunci ea va acumula frustrări, tensiuni, conflicte și bărbatul toată va vedea pe ea că se face pe bărbatul, se va scârbi, ia uite și pe asta ce face pe... Așa? De aici nu poate să numi. Deci ei întâi ce au zis? Ca să distrugem familia, ei. Trebuie să nu mai există diferență între bărbat și femeie. De asta în Franța, acum din toamnă, începe curs de identitate de gen. Adică să învețe pe copii că ei nu sunt nici băieți, nici fete, ci că ce își aleg ei la urmă aia sunt. În Germania începe tot așa din toamnă, am văzut și manualele, sunt minunate și vor veni probabil și peste noi și noi așteptăm ca cineva să ne salveze. Deci, de ce fac lucrul acesta? Pentru că în clipa în care, și cum au operat, au schimbat în primul rând vestimentația. Pentru că vestimentația o deosebea pe femeie de bărbat. Era clar, băi, femeie, bă, nu vezi, e în fustă. Mai pot să spui asta astăzi. Au schimbat comportamentele. Măi, e femeie, mă, nu vezi ce moale aici. E slabă și acum vezi cât o femeie, cunoșteam pe cineva, era director de bancă și ea femeie îl bătea cu furbelețul. Și, dar era o teacă și la Delea. La Timișoara mi-a zis cineva, mi-a trimis un bilețel, am o nevastă olteancă. Și ce să fac? Ea lucrează, câștigă mai mult ca mine, eu stau acasă și mă cu copii. Săracul chiar era așa, era o dramă până la urmă, da? Ce pot să fac? În fine, să luăm partea bună, să nu pierdem simțul umorului.
După asta recomandați-o, nu? N-am experiența. Oricum, femeia este bine să fie puțin mai retrasă, puțin mai sensibilă, puțin mai delicată, pentru că bărbat asta îl odihnește. Și nu îl odihnește o femeie care dă cu pumnul masă și dă directive. Nu îl odihnește. Firea bărbatului. Eu le spun la toți, mă, nu vă cicăliți bărbați și nu îi împingeți, nu îi faceți lecții de morală, pentru că nu o să obțineți ceea ce vreți. Folosiți alte mijloace, blânde, pe care le folosește mass media astăzi cu noi. Manipulați-l așa soft. Să nu-și dea seama. Și există o metodă pe care femeia le stăpânește dacă are răbdare. Dar acum nu mai are răbdare. Și vrea totul acum, repede. Și atunci creează reacție. Nu trebuie să creezi reacție. Trebuie să vorbești, să știi, să așa. Bărbatul cedează el la lucrurile neesențiale. Și el cedează dacă femeia știe cum să-l ia. Dar dacă ea îi dă lecție și se zbate, poate să cedeze, dar nu iartă. Deci sunt două tipuri de atitudine complet diferite. Deci sunt foarte, foarte multe lucruri care ar trebui spuse despre pe tema asta. În primul rând, bărbatul trebuie să fie stăpân pe sine. Bărbatul care nu este stăpân pe sine nu va face familie bună. Stăpânirea pe sine înseamnă de toate. Și în mâncare, și în cele trupești, și în tot. Să încerce să-și protejeze familia. Să fie bărbat și asume rolul de bărbat. Sunt multe, dar nu le discutăm. Ce s-ar putea face la nivel social pentru întoarcerea la normalitate? Să nu spovedim mai des. Deci, cred că problema asta cu spovedania e singura modalitate și să ne căutăm duhovnici care, într-adevăr, tratează cu seriozitate lucrul acesta. În primul rând, să însănătoșim noi sufletește. Și însănătoșindu-ne noi sufletește, există posibilitatea ca alții din jurul nostru să ne urmeze. Dar dacă noi avem psihopatologii, vine la biserică și tot bolnavi suntem. Și vezi pe unii în biserică, săraci, zici că sunt loviți de bombe. Și zici, bă, frate, cum merge asta la biserică de atâția ani și el tot surpat este așa? E o problemă. Dacă nu avem bucurie, dacă nu ne simțim firesc în biserică, să fii foarte firesc. Foarte firesc. Atât de firesc, că la care te vede în afară la biserică, bă, ăsta nici nu arată că e religios. Dar știi că, uite, are o simțire așa deosebită. Deci să nu o stentăm prin nimic, da? Ca să ajungi la firescul acesta, trebuie, într-adevăr, să devii un om duhovnicesc. Eu am cunoscut mari duhovnici, Părintele Sofian Dionisie, bătrânul Dionisie, și alții, Părintele Crăciun. Erau atât de firești, aveau simțul umorului, mai bine dezvoltat decât majoritatea, mare parte a societății, a populației. Că te simțeai bine cu ei. Era o bucurie să stai între preajma lor. Și erau foarte firești. Asta e problema noastră în biserică. Ne avem un proiect mental că trebuie să fie așa în biserică, religios, să fii chinuit și apăsat așa, împovărat de viața asta religioasă și nu suntem atractivători nici pentru ceilalți, nici nouă ne facem bine. Încă o dată, viața în biserică este o viață firească, spune Părintele Rafael Noica, e ortodoxie, e firea omului. Deci dacă nu am ajuns la lucrul acesta, suntem departe de ortodoxie. Bun, suntem departe, trebuie să ne apropiem. Există posibilitatea asta. Să o încercăm printr-o urmărire atentă a conștiinței, printr-o eliberare de complexe, că omul complexat nu este un om duhovnicesc. Înțelegeți? Prin spovedanie, mai ales la femei. Să spună totul la spovedanie, nu despre alții. Înțelegeți? Deci, pentru că este tendința asta fiind mult mai interiorizată și introvertită, nu spune. Povestește toate ca să spună că se spovedește. Și la sfârșit pleacă și tot așa este. Cunoscut o fată, vine la mine la o conferință și se spune, domnul Virgil, am o problemă mare, referitoare la discuție pe care am purtat. Bun. Și zice, cum să mi-o rezolv? Și zic, e zis părintele duhovnic, un duhovnic foarte bun. Păi, i-am zis, de 3 ani se spovede. Păi zic, păi simplu, du-te acum, este aici și tu se spovedești. Credeți că pot? Da, cum să? Zic, că ai făcut morizare? Da, am făcut-o. Uite, acum, merge acum. Acum eu te asigur că dacă nu scap de ea. Deci, cum poți 3 ani de zile să mergi să ai o problemă și duhovnicul tău să crede că ești bine, iar tu să nu fii bine. Păi n-ai făcut nimic. Împotriva, aia s-a agravat. E capul lui ăla care l-ai ținut până când se generalizează infecția. Și avea deja probleme psihologice, pentru că păcatele acestea ascunse, în timp generează probleme psihologice. Noi trăim într-o societate în care patimile nu mai sunt ca înainte. O patimă e o patimă, mănânci mult. Acum devine cancer de coluterin, cancer de colon. Pentru că atâta mănânci până când se distruge stomacul și toate prostiile și carne cât mai mult. Deci
toate direcțiile. Patimile sunt rănite. Și dacă vreți, de, nu le numim patime, numim comportamente compulsive, dependențe de nu știu ce. Dacă îl hrănești foarte mult, devine o fiară, până când te surgă. Și atunci oamenii ajung ca cu psihopatologii. Oamenii sunt nebuni, cu alte cuvinte. Patimile au făcut nebuni. Atât de obsedați sunt de problema trupească, ca au nebunit. Atât de obsedați sunt de bani, ca au nebunit. Atât de obsedați sunt de mâncare, că nu mai lasă să se gândesc. Atât de obsedați au, de-asta, cum se numește, bulimie. Atât de obsedați sunt de siluetă, ca au anorexie. Nu mai mănâncă nimic. Și le vezi, e una până, nu știu, cred că are 25 de kilograme. Arată ca un grozitor, ca o fiară arată. E numai oase. Se zice că e niște oase astea umblătoare. Creierul ei s-a schimbat și a fost, a văzut-o pe undeva. Mi-a trimis cineva asta. Ea a fost chiar omis, dar obsedată de siluetă până când s-a distrus. Asta e toată problema societatea noastră. Societatea noastră face posibilă pătimirea omului într-un asemenea grad, încât acesta devine, pătimirea devine boală psihică. Deci din boală psihică, foarte greu se schimbă. Foarte greu. Cu aceleași mijloace, dar mult mai greu decât dacă ar fi doar simplă patimă. Care și simplă patimă nu este un lucru... Na. Cât îți ia ca să cunoști un om? Foarte frumoasă întrebare. Poate să-ți ia 5 minute și poate să-ți ia 50 de ani. Depinde de tine. Să știți că depinde mai mult de tine decât de celălalt. Nu, oamenii nu pot juca teatrul complet. Întotdeauna, pe internet, nu-l cunoști niciodată. Dar față către față, într-un moment mai greu, treci printr-o încercare sau... Dom'le, dacă compătimești cu oamenii, ai nivel mare de empatie, nivel mare de oxitocină și atunci îl simți pe latul foarte bine. Ți-e de ajuns o privire, ți-e de ajuns ca să dai seama omul ăla ce cam pe unde e mintea lui. O privire tot îi scapă. Nu poate să controleze tot. Oricât am vrea să controlăm, sunt atâtea semne care ne-l descoperă pe celălalt. Deci, ideal este să cunoști mai repede. Dacă nu compătimești cu el, nu o să-l cunoști niciodată. Eu dram astăzi interesul și soție într-o familie și sunt ca doi străini. Nu s-au cunoscut niciodată. Nu au nimic comun niciodată. Patul, banii, poate, în societatea occidentală nici măcar atât. Nu au nimic. Stau împreună dintr-o inerție de asta așa și viața merge mai departe. Și într-o zi zice, mă las mai stricăm monotonia asta, să mai ieșim. Hai să schimbăm partenerul. Ne duce fiecare în calea. Deci, e important să-l cunoști, că dacă viața cea adevărată este cunoscută pe tine, Domnul Dumnezeu, cu tot ce nu spune, asta e viața cea adevărată. Cunoașterea nu este un proces, doar un proces gnoseologic, așa, al minții. Este unire. Este unirea minții tale cu celălalt într-un fel anume. Este deschiderea ta față de celălalt într-un fel anume. Trebuie să-l iubești. Dacă îl iubești în viața de familie sau de iubești, o să-l cunoști mai bine. Dar nu să-l iubești, să iubești imaginea din mintea ta pe care ți-ai format-o despre el. Și pe el așa cum este. Pe el așa cum este. Cu toate neputințele. Să-l înțelegi și să-l iubești. Dacă nu, o să-l cunoști niciodată. Cum știți că o să vă potriviți după căsătorie, poate nu te va împlini și toate planurile. Pe toate planurile, în paranteză. Cum știți că o să vă potriviți? Este o întrebare pe care o aud mereu în jurul meu. Dom'le, ce înseamnă potrivire? Toată asta este și asta o problemă. Deci oamenii se duc către căsătorie cu ideea de divertisment. Băi, mă realizez și eu. Ăsta mă căsătoresc și ăsta o să-mi satisfacă mie niște nevoi. Personal. Problema este alta. Căsătoria este o intrare într-un câmp de luptă. Intri într-un câmp de luptă al schimbării tale, al desăvârșirii tale într-o relație cu celălalt. Și planul e mântuitoare. E o jertfă. Aduce multe greutăți, multă durere și multe bucurii. Dacă știi să le cultivi, știi cum să cultivi terenul acesta. Nu este ușor, dar este foarte frumos să vezi să-l faci. E un meșteșug. Oamenii înainte îl făceau pentru că îl predau din părinte, tată în fiu, din mamă în fică, din părinți în copii. Îl predau pentru că așa se vedeau că au făcut părinții și așa făceau și ei. Dar noi astăzi nu mai știm cum este. Că nu cunoaștem mai puțin la familie îndreptați, care familiei sunt vai mama lor, mai mult despărțiți stau oamenii, fiecare lucrează, unde lucrează, se întâlnesc, cât se întâlnesc, se ceartă, cât se ceartă, la televizor, cât stau la televizor. Și aia nu mai se numește familie. Și așa nu mai avem modelele acestea pe care le simțim în noi.
Că la mine vin foarte des oameni care mi-au spus, n-am tată, n-am avut mamă, nu știu cum este să fii bărbat, nu știu cum să fie femeie. Ce faci? Ai o singură șansă, să fii de om duhovnicesc. Și atunci o să se termineze Dumnezeu și o să se activeze firea. Pentru că omul duhovnicesc face că își activează firea, își activează chipul. Chipul rămâne, dar trebuie reactivat. Și reactivarea se face prin pătrunderea și a lăsa să fii pătruns de aceste energii dumnezeiești. Care să petrec prin spovedanie, prin Sfânta Părtășanie, prin viața duhovnicească și așa mai departe. Deci, cum știți că o să vă potriviți după căsătorie? Poate nu te va împlini, dar poate că doar se pare că nu te împlinește. E vorba de ce e mintea ta. Că dacă tu vrei să te împlinească, să o duci mai bine și să schimbi mobila la 2 ani și mașina ta să fie la fel de frumoasă ca a vecinei, nu o să te împlinească. Chiar îți vorbeam acum când am dus în munte, cu un părinte care, eu ziceam, am ochii de la Hegel. Hegel vorbește despre fericire, că este raportul între ceea ce își dorești și ceea ce îți împlinești în viața ta. Iar Confucius spune că cei mai fericiți sunt cei care au dorințe cât mai puține. Și avea un ucenic care era cel mai fericit toți. Nu își dorea nimic. Și să vă dați seama, asta este smerit, asta este fundamental. Dacă tu nu-ți dorești foarte multe, cum o să fii neîmplinit? Pentru că te va împlini oricum. Dacă ești smerit, te vei simți foarte împlinit. Și mă bucur mai. Uite, e mai rea nevastă, mea țipă, vorbește mult, dar o iubesc. Am cunoscut oameni care spun asta. Mie îmi place sufletul, mă odihnește. Uite, mă, mai pleacă, mai nu știu ce. Dar ține la familie. Și uite, eu să mă bucur foarte mult. Și pentru că aștept să fie totul ideal. Dacă te aștept să fie cât mai puțin și din cât mai puțin să te bucuri, s-ar putea să ajungi și la mult. Pentru că acest puțin, zicea bătrânul Dionisie, când te smerești, tu îi liniștește nervii celuilalt. Pentru o viață de familie, când bărbatul începe să urle și femeia se smerește, îi va liniști Dumnezeu nervii dacă nu-ți va liniști singur. Când femeia țipă și bărbatul se smerește iarăși. Deci e o taină și asta. Dar noi nu vrem să ne smerim, noi vrem să avem dreptate. Și atunci, inevitabil, dreptatea noastră se dorește de dreptatea celuilalt și devine nedreptatea amândurora. Deci, cred că asta este răspunsul. Să ne smerim și ne vom împlini. Dar până acolo trebuie să căutăm cu adevărat un om cu care să facem familie și nu un om care să ne satisfacă sexual. Asta e toată problema. Pentru că dacă ăla te pogalează, ai ales, ai. Și peste un an de zile o să zici, mă, nu mai mă satisface. Pentru că vine alte probleme. Și o să constați prea un om. Nu e un obiect. Deci e vorba de cum îl privești pe celălalt. Din păcate, sunt atât amestecate lucrurile în mintea oamenilor de astăzi. E foarte multă confuzie. Și atunci îl gândesc pe celălalt greșit. Nu îl gândesc sub raport personal, ci sub raport de posesiune. Mi-am luat un bărbat, mi-am luat o femeie, mi-am luat un soț. Ți-am luat și un soț. Ai o mașină, mi-am luat și un soț. Viața e frumoasă. Nu mă satisface, îmi schimb. Deci asta te ține. Ca o piesă de schimb. Dar nu glumim, că mentalitatea asta funcționează și funcționează și pe noi spune ce au depresii. Și dacă au depresie, iau antidepresive. Sanax. Sau alte. Care este efectul calculatorului speță navigarea prin internet asupra minții umane? Dar este socializarea online. Și astea sunt pentru două conferințe. Mor de uron. Pe prefrontal. Așa, sintetic. Afectează mult procesele corticale. Creează stări conflictuale. Creează un comportament și o atitudine conflictuală. În sensul că mediul acesta este un mediu în care sunt exagerate stările pasionale. Fie atracția erotică, te împlinești ușor, fie războaiele, certurile, cuvinte pe care tu în viața de zi cu zi nu le spune sub niciun chip. Am un prieten, spune, măi, e lumea asta cercetătorilor. Am cunoscut pe un băiat pe internet, știam, e din facultate, că nu știu. Păi, trebuie, îmi vorbești așa de urât. Groaznic. Mă întâlnesc cu el, e un tip așa de delicat, nu spune nimic, parcă ar fi alt om. Altă realitate face, intri cu altă persoană în relație. Nici parcă nici mai amintește de ce a spus pe internet. Internetul este o zonă care nu vezi pe celălalt, parcă ai vorbit singur, și atunci se manifestă toate lucrurile acestea la autrice. Este o zonă în care poți deveni foarte ușor psihopat. În sensul că ești singur, fraților. Ești singur. Noi nu trebuie să fim singuri în viață. Și exercițiul acesta de a fi cu cineva este fundamental. Pentru că cu cât suntem mai mult împreună cu ceilalți, într-o comunicare, deci tipul acesta compătimitor, cu atâta ne exersăm puterile acestea sufletești, care pentru asta spuse în mișcare, sunt făcute să fie puse în mișcare.
Este o lume, este o lume, o nouă lume, dar eu zic că este o lume care mulți se vor pierde viața. Dar rețele socializare online. Păi de aceea se numesc rețele de socializare online. Întrebarea este cum mai funcționează socializarea în lumea reală? Cum va mai funcționa? Se pare că sunt socializarea online nu o slujește pe cealaltă. Nu o dezvoltă pe cealaltă, ci o puținează. Pentru că e un alt tip de socializare. Atât timp cât socializezi bine aici, ți-ai dezvoltat niște abilități mentale ca să funcționezi online. Dar ți le-ai dezvoltat pe acestea, nu le mai pe acelea. Se constată la noua generație că nu stăpânesc limbajul non-verbal. Noi vorbim cu 7% cuvinte, să zicem, în comunicarea noastră. 38% tonalități și 55% limbajul corpului. Online nu ai corp. Și nici tonalități nu ai. Ai numai semne. Și atunci te obișnuiești să comunici, te obișnuiești să fii, cum să spun, să nu-ți asumi comunicarea. Ai spus ceva și tu nu ai nicio responsabilitate. Viața reală nu e așa, măi. Mă întâlnesc cu asta și mâine. O să fie rușine de el, nu pot să-i zic asta. Și măcar că nu văd la față. Deci faci anumite lucruri pe care nu le-ai face în viața reală. Asta e o mare problemă. Și dacă le faci, le consolidezi. Și le consolidezi din deprinderi mentale, deprinderi psihologice. Și când vei fi în viața reală, vei fi foarte conflictual. Pentru că vei avea senzația că dincolo că trebuie să te aperi. Că e un mediu conflictual. Facebook, de exemplu, se generează narcisism, pentru că tot timpul postezi poze și ești legat de imaginea pe care o crezi în ochii celorlalți. Creează depresie, pentru că îi vezi pe toți că sunt fericiți, iar tu știi că viața ta nu e așa de fericită cum este cea de pe acolo. M-am mers la o conferință în Pitești și a doua zi zici, m-am să văd o clasă de asta de copii, clasă, școală particulară. Frumos tare. Și frumos sunt copiii crescuți fără mijloacele astea sau puțin de tot cu ele. Și întreba, dar de ce stau copiii pe Facebook? Ce văd ei? Și răspund, frate, vor să li se acorde atenție. Asta e totul. Toată drama umanității acestei ani este aceasta. Vrem să li se acorde atenție, să fim priviți și noi ca persoane, să fim luați în seamă. Și pentru că lor părinții nu mai acordă atenție, pentru că colegii sunt cum sunt agresivi și nu mai văd pe altul și nu mai ce au ei în cap. Filme prostii, cam și evadează acolo. Și acolo caută și ei pe cineva care să dea un like. Și încă un like. E dramatică treaba asta. Deci să fii dependent de 200 de like-uri, 300 de like-uri. Și am spus, frate, și mai bine faceți-vă un prieten decât 400 pe Facebook. Sau 1000. Nu vă folosește. Dimpotrivă. O să știe, sunt studii făcute sociologice, omul poate să întrețină relații cu oricât de multe persoane. Că se prăște în ele. Și nu le mai poate adânci. Trebuie să ai un prieten, 2, 3, 5, mă, dar trebuie să-i pleci de la 1. Să ai un prieten bun. 2 prieteni buni. Și până dezvolți o comunitate și te simți bine și te bucuri și te odihnește. Și când ai unei caz, la ai lângă tine. O fată din Marea Britanie a strigat că se sinucide. Și ăștia s-au retras. Mi-a mai dat like. Și s-a sinucis. Înțelegeți? Pentru că n-a făcut nimeni lângă ea. Avea sute de prieteni pe net. Era cunoscută într-o țară asta. Nu are pe nimeni lângă tine. Asta este cel mai important lucru. Să ai pășina că trăim într-o lume în care oamenii se retrag pe internet și vei spune treaba lor. Păi dacă sunt tot mai puțin oameni lumea reală. Tot mai puțin oameni lumea reală. Dacă mai sunt întrebări scrise, să le trimiteți acum și cu câte sunt aici și cu care se mai adună, poate mai sunt și întrebări verbale, să le puneți când terminăm cele scrise. La urmă, este opțiunea misterială. Am mai pățit-o și în alte părți. Cum te poți apropia de fetele din ziua de astăzi când ele se comportă ca și cum ar putea să facă totul singure? Vedeți? Bună întrebare. Deci e adevărat, bărbatul sunt trebuia să protejeze o femeie, dar dacă ea se descurcă singură și nu are nevoie de niciun fel de ajutor, măcar să mimeze. Dar aici e problema, că nu prea se descurcă singură cine am de cazuri, dar mimează că ea se descurcă singură. Și bărbatul din spate nu știe că ea mimează. O ia în serios. Și atunci aici nu mai, că n-am să le are nevoie. Uite, da, și exact asta este. Nu mare problemă. Că, vedeți, înainte fata era foarte dependentă de părinți până la căsătorie și pe urmă nici se întâlnea cu bărbații, cu băieții.
Deci fetele nu se întâlneau singure cu băieții, aproape niciodată. Și când mergeau la horă, acolo erau părinții de față, în cele mai multe cazuri. Poate așa, că se ducea cu ulciorul la apă, la povești, dar se duceau des, să știți, că apa era la distanță, la fântână și trebuia să te duci. Și atunci băiatul mai... Dar nu avea contactul ăsta așa de mult. Eu chiar, vă spun sincer, nu cred în școlile acestea mixte, băieți-fete. De ce? Nu se socializează mai bine. Nu este așa. Ei schimbă calitățile. Bărbatul, băieți trebuie să fie împreună ca să-și dezvolte calitățile de băieți. Prin comunicarea între ei și fetele calitățile de fete. Și asta le va face pentru să fie mult mai fete și cu băieți, mult mai băieți. În momentul în care comunică foarte mult, la modul acesta, ei își pot altera identitatea. Și asta se petrece. El în trecut nu exista așa ceva. Femeile făceau pensionul, bărbații făceau școlile de băieți și făceau școală militară și așa mai cum să faci o bată fără școală militară. Ca să-i dezvoltăm bărbăția și mai departe. Deci eu cred că, și dacă vă duceți în Occident, o să găsiți multe școli particulare care sunt băieți, fete. Cred că e una dintre soluții. Fata, de exemplu, învață altfel decât băiatul. La ea accentul trebuie că se cadă pe emoție, la băiat trebuie să cadă pe algoritm, pe rațiunea unui asta și atunci, evident că nu îi va folosi o educație. Cum te vei adresa tu ca profesor? Cum te vei adresa? Cât de importantă e atracția trupească? Cât de importantă e atracția trupească? Dom'le, știți că și asta atracția trupească este o chestie. Nu știu unde este atracția trupească și atracția pentru că omul nu poate să despart trupul de suflet. Știți? Și când spui că îmi place chipul lui, nu înseamnă că neapărat că îți place fața lui. Și când spui că îmi place de el, poate să-ți placă mișcările lui. Dar mișcările lui reflectă spiritul lui. Omul este impregnat în tot ceea ce face de un duc, de o stare de spirit, de o stare lăuntrică. Orice. Recunoști omul și după mers. Nu am să recunosc după mers, după plecare, după un obicei sau altul. Și atunci chiar nu se poate face o deosebire completă între trup și suflet. Când spui că atracția trupească este pur erotică, aia este o problemă. Cât atrage Jeana sau Mariana, e tot aia. Dar atunci nu se poate face cu treaba asta o viață de familie. Deci trebuie să atragă un om care, eu zic că foarte mult contează ce avem noi în minte, adică ce vrem noi să facem în treaba asta cu viața de familie. Când te pui problema că trebuie să fie, într-adevăr, trebuie să te atragă omul acela, dar să știți că nu este neapărat nevoie de a te atrage trupul lui. Te atrage ceva din el, care se manifestă și prin trupul lui, că nu poți să-l desparți de spirit. Așa e imposibil, e aberație, nu poți să-l desparți unul de celălalt. Sfântul Ioan Gură de Aur pune ca prim punct pentru temerea familiei ca cei doi să fie atrași unul de altul. Dar într-un comentariu ați afirmat că atracția e neimportantă. Păi vedeți că acum m-am corectat. Deci e importantă atracția. Dar nu vorbim de atracția trupească, neapărat atracția sexuală. Vorbim de atracere, atracția, pentru că e natural să te simți atras. E natural, dar vedeți acum, problema este că mintea noastră fiind, nemai fiind curată, fiind extrem de parazitată, noi nu mai știm dacă ne atrage celălalt. Sau nu ne atrage o fantasmă pe care noi proiectăm asupra lui. Știți ce înseamnă asta? Mintea se unește cu fantasmele. Deci eu am avut atâtea reverii de-a lungul vieții mele legate de o fantasmă, eu generic vorbind, încât eu iubesc pe acel individ, băiat sau fată, și îl voi proiecta pe o fată sau un băiat în mintea lumea reală. De eu nu am drăgostit de persoana respectivă, de fantasmă sunt drăgostit. Să știți că problema aceasta fantasmaticului, a imaginației, este fundamentală în dragoste. Sunt unii care nu au nicio treabă cu omul, se îndrăgostesc de un personaj ideal, dar îl proiectează asupra un eu, că da, trebuie să aibă și eu un om. Dar nu e cel real. Deci atracția trebuie să fie, dar să fie atracția unui, mă atrage un om pentru ceea ce am un prieten care se mor. Nevastă mea nu-i deloc de slâncăreață. Adică, stângaci. Vine acasă după 8 ore de muncă și trebuie să mă apuc eu să fac treabă. Și am zice, mă, dă slavă Dumnezeu că poți. Eu sunt neputincioasă, vedeți? Nu pot. Are câțiva copii, face, mă, trebuie să mă apucă să fac lecția. Și mă întreabă ea odată, mă, dar ce-ai găsit tu la mine? Că eu frumoasă n-am fost. Vrednică nu sunt. Ce găsit? Și m-am gândit și eu, ce fi găsit eu la ea? Și stă el așa și face, păi știi ce mai am
mi-a plăcut sufletul ei. Și zice, da, mi-a plăcut sufletul ei. Și nu regret că m-am căsătorit cu ea. Așa cum este ea, neputincioasă. Deci, vedeți, un om foarte fain. A fost în Ascol în perioada 92-94, a fost prieteni apropiați. Deci, el pur și simplu a căutat omul. Și a găsit un om care e imperfect, că toți oamenii sunt imperfecți. Dacă mi-l găsit pe ăla perfect, îl punem, îl dăm la ProTV. Ca pe un specimen. Da. Deci, nu... Dacă îl iei așa pe om, te atrage ceva la el. Deci, în mod cert trebuie să te atragă ceva la el. Dar, până la urmă, te poate atrage și altul. Și sunt convins că poți să faci căsătoria foarte bună și cu celălalt. Dar dacă tu după aceea te-ai dus la celălalt, te gândești, bă, dar dacă ălaltul era mai bun, și să faci planuri. Dar răspund, bă, fraților, faceți-vă o hârtie și notați acolo puncte pozitive și negative. La fiecare. Ăla are punctul ăla pozitiv, punctul negativ. Ăla are asta. Și când vă apucă criza, deschideți caietul și vedeți, ia să vă dă la ce puncte avea. Ia uite câte negative avea. Că când vă apucă criza, nu mai vă amintiți de puncte negative, ci doar de la pozitive. Că le vedeți partea negativă la ăsta și se produce acea miopie. Deci astea se le vedeți mari și zic, băi, incredibil, nu le pot depăși. Dar la altul, uite ce multe puncte pune avea. Dar nu mai vedeți pare rău. Deci faceți lucrul acesta și gândiți-vă foarte bine. Și nu zic mai înainte de toate, faceți rugăciune la Dumnezeu. Acatistul, Părintele al Crăciun, recomandă Acatistul Sfântilor Joachim și Ana, a citit 40 de zile cu post, miercurea și vinerea, cu seara. L-am dat și eu la cineva. Zic, mă, uite mă. Și de curând m-am întâlnit. Și cum a fost? Bă, a plecat. A plecat. Dar mi-a zis asta de-abia după ce și-a revenit, că a fost o dramă că a plecat. Păi zic, mă, pentru ce vrei? Voia lui Dumnezeu sau vrei să facă voia ta? E mai bine așa. Că nu se potriveau. Efectiv, nu se potriveau. Dar se amăgea și el se amăgea, ea mai puțin. Dar el se amăgea grozav. Poate exista o relație de prieteni între un băiat și o fată, fără ca cei doi să formeze un cuplu, o familie? Depinde de vârstă, depinde de preocupări, depinde de așezare duhovnicească, depinde de intimitate. Nu e bine să existe intimitate mare. Pentru că genurile se atrag. Și dacă ajungi să ai intimitate mai mare cu prietenul sau cu prietena decât cu soț sau soția, e jale. Adică intimitate înseamnă că ai un confort. Ai un confort de comunicare. Dom'le, mă înțeleg mai bine cu prietenul decât cu soțul. O, dramă. Pentru că încet, încet o să vrei să fii și mai mult prieten cu soțul. Și la un moment dat o să zici, băi, soțul ăsta ești, creezi niște conflicte ca să te rup de el, ca să te duci cu prietenul. Și prietenul zice, băi, dar ce ai, mă? Nu m-am gândit niciodată la asta. Deci nu cred că este bine. N-a existat așa ceva doar în spațiul duhovnicesc, dar să nu ne amăgim că suntem duhovnicești. Înțelegeți? Să fim duhovnicești înainte de a face lucrurile acestea. Prietenie, da, dar nu pe probleme intime. De aceea eu cred așa. Când are mail-ul ea, am avut prieteni. Chiar îți iată. Adina Marian, coadă de maimuțe și mei. Deci au un mail comun. Trebuie să dau unul și celălalt. Nu se creeze intimitate cu un om străin. Nu e bine. Dacă vrem să avem o înțelepciune în relație și să ne salvăm familia, să nu facem lucruri care ne pun în pericol familia. Duhovnicul, acela îi spui gândurile. Și nici de acela femeile nu trebuie să se apropie într-un fel afectiv care le poate pune în pericol. Ce se întâmplă în unui caz. Tot răul vine de la americani. Nu, stați așa. Tot răul vine de la americani. A văzut cât contează tonalitatea? Domnilor, americanii sunt niște victime. Tot răul vine de la diavol. Ei sunt niște victime. Acolo s-a experimentat prima oară și de acolo se împrăște răul în lume. Și nu numai de acolo, dar în primul rând de acolo. Ei sunt niște victime. Eu am avut prieteni americani mulți, trăind în străinătate mulți ani. Sunt oameni foarte faini. Naivi. Știți cât de naivi sunt? Românul e șmecher, imediat îl face. Americanul crede tot ce nici. Și de-aia probabil că au experimentat acolo. S-au bazat pe naivitatea lor. Românul acum, vedeți, ca să-l prostească, bagă în el televizor cât n-au băgat nici în popor american. Am ajuns pe locul întâi la vizionare. Proporțional cu vizionarea poporului, cu atât suntem mai tâmpiți. Deci așa este. Gradul de... Dacă facem un grafic așa. Popoarele cele mai reduse cultural au cea mai mare rată de vizionare. Asta e clar. Iubești televizorul, nu iubești înțelepciunea. N-ai cum. Nu degeaba spune asta profesorul ăsta italian.
imbecilizarea prin televizor. Este un fenomen real. Și eu le spun la toți. Dar mi-i fac dușmani. Și n-ar vrea să fac dușmani. Terminăm așa într-o relație bună. Dar nu mă lasă inima. Nu există progres duhovnicesc cu televizor în casă. Cine crede treaba asta, îl lasă să demonstreze următorii 15 ani. Ca să dăm așa un interval. Nu poți să-ți împrăști mintea și să-ți o unești. Știți că împrăștirea minții este începutul tuturor patimilor. Nu poți să-ți împătimești firea prin îngustare de toate lucrurile acelea și să te despătimești. Adică nu poți să le faci pe cele contrare și să le dorești pe celelalte. Sunt lucruri complet diferite. Și dacă nu ne-am lămurit până acum, că am scris 3 cărți și cred că dacă sunt și 1000, tot n-o să conving, dacă nu ne-am lămurit până acum, Sfântul Cosma Etolian scrie la anul 1795 că va veni vremea când diavolul va fi în fiecare casă, o diavolul stă în secate spitachi, spune dreacă, și coarnele lui, tachiera tatu, tachiera panua potăchiera media, va fi sus pe acoperișul casei. La 1795. Ia spuneți-mi și mie acum, care e probabilitatea ca un om să gândească un sistem care atât de prezent în zilele noastre, în fiecare casă să fie ceva care are scoase pe casă antenele și din care noi ne inspirăm. Și același lucru spunea și Sfântul Avrei de Argelibovului. Dar ce ar trebui să facă biserica ca să ne lămurească pe lucrurile astea? Nu sunt bune. Cunosc nu știu câte cazuri de genul acesta, în care un copil cădelița în casă și când am la televizor trecea peste și mama l-a întrebat ce se întâmplă în Grecia zilele noastre și își văd un om negru pe televizor, un alt prieten preot făcea sfeștanie în casă după ce a trecut prin bucătărie și s-a aprins televizorul brusc. L-au închis, s-a aprins din nou și trecea după un post pe altul, până a scos din priză, nu s-a potolit. Și atâtea cazuri, deci dacă vreți exemple duhovnice și ce științifice, sunt o grămadă cărți scrise, cel puțin eu l-am reprodus în cărțile astea, o grămadă ele. Nu face bine, pe copii tâmpește de cap. Avem o generație de copii cu probleme mentale, grave, nu așa, grave. Și eu nu știu cum se va mai gândi. E o carte acum, Demența Digitală, germanului, a unui profesor german, care spune că sunt irreversibile, demența digitală, adică chestia asta de generație de demență. Nu mai au abilități mentale superioare. Nu au atenție, nu au motivație, nu au concentrare, nu se pot organiza, nu interesează ce se va întâmpla cu ei. Ce carte? Hai să fim serioși. Sunteți câți profesori aici, dacă sunteți, știți foarte bine, funcționează toată lumea astăzi. Și vor să bagi din toamnă tablete la plasantie. Credeți că spre binele lor? Eu am să întreb Ministerul să învățământurească cu un studiu pilot care să demonstreze treaba asta. Dacă nu l-ați făcut, ce face? Facem experimente pe copii și să constatăm peste 20 de ani că avem o generație de handicapați? Nu interesează pe nimeni. Părinții sunt bine mersi. Nu lor să vină la tablete, nu ai de bani pe cărți, ai tablete. Femeia este un obiect oare? Să o lasă, să o ia, nu se descurcă singură? N-am înțeles întrebarea. Nu se descurcă singură. Dom'le, să știți un lucru, femeia este mult mai legată, dar de ideea de familie decât bărbatul. Dar în lume trăind e foarte greu și trebuie de aceea oamenii să trăiască împreună. Acum, poate să trăiască și separat. Omul duhovnicesc nu are această problemă. Poate să trăiască și să aibă bucurii foarte mari în viața lui duhovnicească, dăruindu-se celorlalți. Asta te încarcă foarte mult. Dar nu reușesc mulți. Pentru că sunt ispite. Pentru că sunt ispite, pentru că se zice, păi, mi-e greu, că nu știu ce, că nu știu ce. Da. Dacă nu, atunci pute. Dar eu cred că în afara lui Dumnezeu să trăiești singur, e aproape de imposibil astăzi. Părinți divorțați. 2 copii băieți, 5 ani, 9 ani. Ce părere aveți în legătură cu legea privind împărțirea copiilor, cred. O săptămână la tata, alta la mama. Problema. În timp de un an, tata a avut un concubinaj cu mai multe femei. Copiii văd, dar nu au voie să spună. Ce trebuie făcut? Soluții, situații fără soluții. Să ne rugăm pentru ei. Ce putem să facem? Dacă numai Dumnezeu poate să rezolve situația asta. Copiii suferă foarte mult și vor suferi, vor avea probleme foarte mari. Dar numai Dumnezeu poate. Nu se pot rezolva. Ce sfaturi să dai în astfel de situații? Că omul are libertate. Nu poți să refaci relația între părinți. Cum să refaci relația între părinți? Dacă nu se uită la copiilor, ce să fac o fată în condițiile în care îi place un băiat și el nu prea dă semne? Este bine să ia inițiativa în această situație? Te simți și în capul unei fete.
Și nu este ușor. Care altă psihologie? Dar nu de asemenea foarte mare așa. Mai mici. Nu este bine în general să aibă inițiativa așa, dacă este să fie, nu știu, să se roage mai mult. Și dacă va fi, va rămâne, dacă nu va pleca. Și va soluționa problema. Deci nu înseamnă că dacă îți place, știți, îmi place acum, fac tot posibil, mă rog la Dumnezeu, dă-mi Doamne băiatul ăsta, ți-l dă, după care îți dai cu pumn din cap o viață întreagă. Te chinuiește ca pe coții de cai. Până că păște chinia foarte rău pe coții de cai. Să ne închipuim cu ceva plăcut. Deci nu, eu nu știu. Haideți să facă Dumnezeu ce nu putem face noi. Că dacă vrem să facem noi și să asta, s-ar putea să ajungem la o situație fără ieșire. Dacă îl dă Dumnezeu, îl ținem. Dacă nu, să se ducă. Mai sunt și alții. Deci nu e s-a terminat. Adeneul roman și nu numai se îmbogățește prin credință în Iisus Hristos și prin dragostea față de oameni? Întrebare. Celul are femeia în mântuire. Îl poate ajuta pe soț? Îl ajută. Mult de tot. Mult de tot. Dar depinde din ce direcție. Pentru unii viața de familie e un adevărat martir. Martiraș. Și nu poți să spui că nu-l ajută. Evident că îl ajutăm. Trebuie să-l sprijine. Trebuie să roage pentru el. Trebuie să fie inima și nu cap. Trebuie să fie apropiată de inima lui. Trebuie să-l ierte. Poate să-l ajute, normal. Doi m-am spus un lucru la început. Dragostea care nu te face mai bun e dragostea adevărată. Deci dacă devii mai bun, cu siguranță și dragostea care nu are pe Dumnezeu prezent în ea, nu e altruistă, nu e dragostea adevărată. Deci cu siguranță. Acum, din ea un uman cum se îmbogățește prin credința în Hristos? Nu știu. Și pe dragostea față de oameni? Nu știu. Nu cunosc studii sau nu pot să spun ce nu știu. Nu știu. Ce poate face o fată care nu a avut și nu are în mama ei un model de femeie, soție, mamă? De unde mai poate ea să învețe aceste roluri și ce șanse sunt să reușească, să însușească cu succes calitățile necesare și să întemeieze o familie fericită dacă ajunge să conștientizeze că are astfel de probleme în jurul vârstei de 30 de ani când se presupune că omul este deja format, într-un sens sau altul. Nu sunteți singura. Sau nu este singură. Sunt și altele fete. Din general, din păcate, asta este situația generală. Am spus multe lucruri astăzi despre problema aceasta. Trebuie să ne asumăm un mod de a fi cât mai feminin, din toate punctele de vedere, și să ne obișnuim cu el. Și, pe urmă, să nu fim stresați, să nu fim complexați, să nu fim chinuiți de ideile astea. Mai ales femeia își face foarte multe gânduri. Nu, domnule, să fim firești, să le luăm așa frumos, să o iertăm pe mamă și să vedem mai departe viața noastră. Ne punem nădejdea în Dumnezeu, să ne căutăm un bărbat credincios și uite că Dumnezeu ne va milui și s-a întâmplat că tu, care nu ai aceste abilități, ai dat peste un bărbat care te-a ajutat să le dobândești. Și v-am spus, când omul devine duhovnicios, se activează firea și le va face fără să le-ai făcut înainte. Cu Maria Egipteanca și ea în Vechiul Testament. Și spunea, ea care nu l-a văzut niciodată în mână. Le-a descoperit Dumnezeu. Eu am convingerea că Dumnezeu poate să descopere unui băiat ce trebuie să facă în orice situație ca să fie bărbat și unui femeie ca să fie femeie. Dar problema este să vrem asta. Să nu vrem să ne realizăm voia noastră. Că dacă vrem să ne facem voia noastră, s-ar putea să ajungem la un efect contrar. Să facem voia noastră, să se facă voia noastră, că suntem tari, dar să ajungem la un efect contrar. Deci depinde foarte mult, nu de foarte mult de noi, depinde fundamental numai de noi ceea ce se va întâmpla și cum va fi. Va face o familie fericită. Cu siguranță, dar să nu aibă tot stresul ăla, tot cât de complexele alea, pentru că însă stresul ăsta generează cealaltă reacție de respingere. Eu nu pot să-mi iau o fată care se chinuiește tot timpul psihologic. E aproape psihopată. Păi, vai, dar dacă eu fac asta, tu ce o să zici? Vai, dar nu știu. Stai, mă, frate, liniștită. Fii relaxată. Zâmbește și tu puțin. Trebuie să zâmbim puțin mai mult, trebuie să fim puțin mai implicați. Înțelegeți? Cel care se luptă și zâmbește. Dar sunt unii apatici așa, care stau într-o stare de asta așa și se luptă cu propriile gânduri. Cel mai mare dușman al omului modern sunt propriile gânduri. Care de cel mai multe ori nu sunt proprii. De repede că sunt proprii. Vin de undeva din afară. Fie din ce a văzut la televizor sau undeva în jurul lui, fie din ce a auzit, fie din ce îl mișcă vrăjmașul. Și el crede că s-a reușit de la capele lui. Deci trebuie să ne eliberăm de propriile gânduri ca să ne putem uni cu Dumnezeu și cu celălalt. Altfel stăm tot timpul în capul nostru. Suntem baricadați, suntem prizonieri cutiei noastre craniene. Suntem acolo, în gândurile alea, care ne omoară, ne sfărâmă zi după zi, noapte după noapte, avem depresie, ne chinim,
o viață întreagă. Și până nu se putem ierta celuilalt tot fel de prostii, pentru că noi gândim despre el ce gândește el despre noi. Deci nu știu dacă asta e calea. Înțelegeți ce spun? Omul duhovnicesc privește înainte, înapoi. Adică nu ne mai uităm la ce mi-a făcut mie viața și să-mi ling rănire. Și mă uit la Dumnezeu și caut la Dumnezeu ca El să-mi soluționeze problemele. Și Dumnezeu soluționează. Dacă noi nu credem că Dumnezeu este o persoană care se aplacă cu atenție, cu grijă de fiecare dintre noi și Sfinții la fel, suntem în afara jocului, suntem în afara fondului problemei. Degeaba ne aflăm aici. Eu nu pot să spun aceste lucruri în lume, într-o conferință, într-un spațiu universitar în care sunt chemat de profesor de profesor. Nu pot să spun, nu pot să dau soluția asta. N-am cum să le dau. Ce soluție aș da fetei astea aici? Da, să se lupte cu gândurile. Nu să spun că de unde vin gândurile astea. Înțeles? Dar fără Dumnezeu nu te poți bate biri gândurile. Fără spovedania lor și fără împărțința împărtășirea nu poți biri gândurile. Gândurile devin obsesive, te chinuiesc până te omoară. Pentru că spune Sfântul Iulie Paloma, gândurile Sinaitului și Localia 7, în spatele gândurilor, că diavolul nu se arată direct la omul, ci prin gânduri. De așa se arată el. Ne chinuiește până ne omoară. Gânduri obsesive. Că vreau aia, că ce gândește ăla despre mine, că ce mi-a făcut ăla, că ce nu așa, că una așa, ta. Stați, Dumnezeu, asta înseamnă de iertare. Ai iertat, ai uitat, te-ai schimbat, ești un om nou. Și ai luat-o de la capăt. Deci eu cred că aici trebuie lucrat înăuntru nostru. Dacă cineva fumează iarbă, cum îi afectează viața? Eu mănânc iarbă. Și Hipocrate, o clinică în Statele Unite, care recomandă pentru cancer iarbă de grâu, de mazăre, de semințe de lucrarea soarelui și foarte bună. Nu știu dacă astea sunt bune uscate și fumate, dar dacă le iei așa, sunt foarte, foarte sănătoase, că au multă clorofilă și au multe enzime și sunt anticancerigene. Iarba de grâu băută, deci făcut suc și băut, e fantastică. Știți, îți dă o forță extraordinară mentală. Am prieteni care au fost acolo la clinică și au fost oameni vindecați de cancer cu tratamentele astea. Bine, fac multe și vitamina C și clizmă și mai departe. Clizmă chiar tot cu sucul ăsta de grâu. Bine, am deviat puțin, însă, chiar mi-a spus cineva astăzi, măi, vezi că putarea are probleme pentru că a fumat iar pe mulți ani și mare probleme. Eu nu cred că problemele are de asta. Că a fumat iarba și iarba a stricat capul. Dacă fumezi în Bobotan, ce da? 6 luni de zile suge creierul. Deci metalele, grele, soluții chimice intră în creier și ard neuronii. Deci produc acolo necroză. S-a terminat. Adio. Și am cunoscut oameni care vorbesc cu cetimitorul și gândesc cu cei și mai departe. Dar iarba nu face asta. Marihuana chiar e cannabis, chiar recomandabil și tratamente de cancer în anumite boli. Însă ce face? Te face dependent de niște mijloace, de un mijloc de evaziune în imaginar, de un mijloc de euforizant, îți crește nivelul de dopamină, îți creează o demotivare ulterioară și o depresie pe viitor, pe care cu ce o să o mai blochezi? Pentru că tu nu mai poți motiva să faci nimic. Deci îți afectează creierul, dar îți afectează pe niște mecanisme, pe mecanismul acesta de neurotransmițătorilor. Nu e atât de toxică. Vă recomand, e cea mai puțină nocivă dintre toate astea. Drogurile naturale încă sunt bune, cocaina, așa. Enobotanicile sunt moarte. Și asta sunt moarte, dar e moarte mai lentă. Aia de botan și moarte rapidă. S-a stricat creierul, ești dependent, nu știu câți au murit tineri, mor în fiecare an, mulți tineri, nu se dă împreiesc în genere, nu se face standard, pentru că politicienii noștri se ocupă de problema afacerii. Că dacă se poate câștiga bani mulți din asta, de ce să nu se câștige? Deci eu nu recomand sub nicio formă asta, vă va distruge viața. Vă va distruge viața și când vrea să vă întoarceți, va fi foarte greu. Fumați iarbă pentru că aveți o problemă, un deficit emoțional. Cine fumează, are un deficit emoțional, caută să se scape, să se salveze, dar nu de aici rezolvare. Rezolvarea este într-o relație cu un om. Rezolvarea este să găsiți pe cineva, să faceți un lucru bun. Eu recomand tuturor, ca și terapie pentru o grămadă de probleme psihologice, a face binele, altruist, să lucrezi pentru ceilalți. Pentru că asta, am găsit în studie acum, te eliberează în primul rând de propria problemă. Deci omul care este conectat la problema celuilalt nu mai e obsedat de propria problemă și se eliberează de ea mai ușor. Pentru că dacă tu azi, mâine, o lună, două, ești poate problema altuia, constați până că nu mai e problema respectivă. Înțelegeți? Deci a face binele. Pe urmă este o energie fantastică care îți vine din acest lucru. E fantastică. Vă în studii. Eu sunt chiar lucrez pe o carte pe toate masă și sunt uimit de ce găsesc. Și nici așa se întreabă. Bă, dar de unde care sunt efectele? Nu se știe.
crește oricum nivelul de oxitocină foarte mult și oxitocină este anticancerogen și ajută. Deci dacă vreți să fie ceva ca să vă simțiți ca și cum ați fumat iarbă, faceți binele. Cât mai mult bine. Și celor care, gratuit, au un prieten care luptă pentru copii, pentru copiii orfani, luptă pentru ei. Văd o asociație, îi ajută, îi duce în comunități, păi, face. Trebuia de mult. Este singur. Face lucrul acesta cu atâta bucurie că el se împlinește, se simte bucuros și a avut multe experiențe de viață, din cele mai diverse. A renunțat la toate pentru a face lucrul acesta. Deci faceți ceva măcar pentru o vreme și o să vă reveniți sufletește. Vedeți? Tot ceea ce este uman, așa a fost făcut omul să trăiască împreună cu ceilalți oameni și cu Dumnezeu. Totul este ține de comunicare. Totul în viața noastră de comunicare. Când citești în fumezia că comunici cu cine? Propriile tale fantasme. Cu niște stări de conștiință alterată. Care doar îți mimează că ești fericit. Și după ce dispare efectul ierbii, te simți foarte nefericit. Și cu cât consumi mai mult, te simți mai nefericit. Asta e legea drogului. Deci la capăt se află moartea, se află depresia, se află deznădejdea, se află moartea. Disprețuiesc majoritatea oamenilor. Rare ori admir pe cineva. După ce trece un timp, îmi e greu să nu disprețuiesc inclusiv persoanele pe care le admir. Problema e că nu conștientizez că asta e o problemă. Mi se pare firească realitatea mea. Un sfat. Păi, dacă spuneți că nu conștientizați, nu conștientizați. Deci, în mod ce conștientizați? Este o patimă. Și a patima asta vine din mândrie. Că dacă v-ați considerat mai puțin important, n-ați mai avea problema aceasta. Aveți ceva care face. Dar mândria asta vine probabil dintr-un deficit lăuntric. Dintr-o slăbiciune lăuntrică pe care o vreți să o mascați. Și atunci aveți sentimentul că ceilalți vă atacă și vă pun într-o stare de inferioritate. Și când vă pun într-o stare de inferioritate, începeți să-i disprețuiți. Este un mecanism psihologic de apărare. Dar este un mecanism foarte nociv pe care l-ați consolidat în timp ca mecanism de apărare și dacă continuați așa, o să fiți foarte nefericit toată viața. Soluția este să căutați, să vă smeriți pe sine, să nu mai căutați la ceilalți, să vă gândiți că ceilalți vă vor binele. Oricum, și dacă nu-i vedeți, nu știu, eu trăiesc între oameni care nu mai sunt oameni buni. Eu își cresc la toți. Eu nu mai am un bun. Eu cred că sunt oameni foarte buni și mai nu se poate. Spune, dar nu mai am ăștia, îi cunosc. Unde te așezi, așa este. Dacă te așezi între cei buni, îi cunoști pe cei buni. Dacă te așezi între cei răi, cunoști pe cei răi. Așezați-vă între cei buni. Căutați-vă un prieteniți cu cei buni și atunci nu se poate. Și spovediți-vă acest păcat. Dacă îl faceți de două ori pe săptămână, mai două ori pe săptămână. Tăiați, știți cum este la rug. Rugii sunt o plantă care cresc foarte adânc. Cred că chiar mur aici. Dacă îi tăiați tot timpul tulpina, se usucă rădăcina. Dacă nu o tăiați tot timpul și lasă crească, rădăcina începe să vieze, viază și se întărește, se adâncește și mai mult. Deci asta trebuie tăiat, până cum va dispărea. Aveți mari șanse să vă eliberați de el, mai ales că conștientizați. Dar vă să știți că fără Dumnezeu nu puteți face nimic. Deci fără Dumnezeu este un canon care spune cine crede că face ceva, anatema să fie. Așa e canonul. Știi, biserică nu știi. Deci cel care crede că face ceva singur, nu face nimic. Mai un bilet? Când vrei să-ți faci propria familie, cât de mult să ne străduim noi și cât să lăsăm pe Dumnezeu? Cum să nu intrăm peste voia lui Dumnezeu? Am fost cu prietena acum vreo câțiva ani, sunt multe, la un bătrân îmbunătățit. Am trecut și zile trecute pe la el. Mai exact, joi. Om cu viață sfântă, are o icoană, o litografie aplicată care izvorăște mir. Broboane de mir, continuu. Și prietenul meu, acesta al meu, vrea să-i căsătorească. Arată și bine, câștigă și foarte bine, mult peste media populației. Dar nu găsesc o fată care să vrea să facă familie. Toate vreau ce le trupește. Repede. Și asta nu vrea. Dar vrei pomenit asta? Deci eu cunosc cazul ăsta. Și s-a dus la mers cu el împreună. Și a spus, părinte, ce să fac să-mi găsesc și o fată? Cum să fac? Și a spus, părinte, pe asta nu e treaba ta. Și da, cui? A lui Dumnezeu. Și treaba ta e să faci și la lui Dumnezeu și la Dumnezeu să se ocupe de problema ta. Cât o să te ocupi mai mult de problemele lui Dumnezeu, el se va ocupa mai mult de problema ta și se va rezolva. Și într-adevăr, în vara următoare era căsătorit, acum are al doilea copil și e fericit. Înțeleg? Deci, să nu intrăm peste voia lui Dumnezeu, în sensul că să lăsăm pe Dumnezeu să facă. Dom'le, nu se poate să nu se lucreze. Dacă noi facem binele, dacă noi ne curățim simțurile, dacă mintea noastră se curată, dacă nu viața duhovnicească, lucrurile vor merge bine.
dacă ne împuiem capul cu tot fel de prostii la televizor, dacă ne punem gând să rezolvăm noi fetele să fie cât mai atrăgătoare și mai provocatoare, că știți cum este asta cu provocatoare? Pe cât ești de provocatoare, pe atât avem șansa ai de succes. Pentru că acela te va lua pentru că ești provocatoare și mai târziu când te va descoperi că nu e mare lucru de tine, te va lepăda. Pentru că ce trupul nu poate să atragă. Trupul nu satisface decât până la un punct și dincolo de ele persoană. Dacă omul nu te-a cunoscut ca persoană, nu se cunosc așa că îmbrăcați-vă cât mai evlavios în sensul. Nu urât, domnule, nu cu haine negre și respingătoare, că sunt, fetele sunt tinere. Eu asta spun pe sumă, trebuie să fiți firești, îmbrăcați-vă cu haine florate, frumos. Dar nu descoperiți trupul, ci acoperiți-l, că hainele sunt ca să ne acoperi, nu ca să ne dezbrace. Dacă ați folosit invers, înțelegeți? Și cred că încet, încet va lucra Dumnezeu și o să găsim persoana potrivită. Dacă e de la Dumnezeu, vom găsi. Și eu am pus o convingere la cine își pune mâna în viața, în mâinile lui Dumnezeu, Dumnezeu îi rezolvă problema. Dacă nu se rezolvă problema, nu înseamnă că nu și-a pus. Că se înșală. Că se folosește de biserică și de Dumnezeu pentru a-și rezolva niște problemele lui. Pentru a-și face, a-și împlini gândurile lui, a-și rezolva ceea ce nu Dumnezeu nu-i place treaba asta. Nu o să ne ajute. Și dacă ne vom ajuta, noi singuri s-ar putea să dăm peste cineva care ne va chini doar pe viață. Aș vrea să termin într-o notă mai pozitivă, mai optimistă. Dacă vreți să ne mai adresați un ultim cuvânt, așa... Ce cuvânt? Am adresat o mulțime de cuvinte. Vorba multă să răcea omul. Acela e de aur. Ce să vă zic? Așa, privitor la viața de familie, lucrul acesta să reține. Că pentru cel care începe este cel mai important lucru în viață și viața de familie este, familia este un meșteșug. În orice lume aceasta învățăm cum să rezolvăm o problemă, învățăm cum să plantăm un pom, învățăm cum să facem orice, dar nu avem conștiința că trebuie să fim foarte atenți și la ceea ce facem în viața de familie. Pentru că e un meșteșug. Cine nu stăpânește e pierdut. Înainte lucrurile funcționau de la sine. Astăzi trebuie să fim, avem înțelepciune multă și să fim și sporiți duhovnicești. Fără Dumnezeu nu mai există familie de viitor. Eu vă garantez. Urmăriți, faceți statistici. Familia care trăiește fără Dumnezeu va divorța. E o problemă de timp. Pentru că nu mai are, au foarte mulți, avem foarte mulți factori de risc. Iar relația cu Dumnezeu este ca aia cu fumatul. Când mergi la biserică, și fii atenție, era numai că e practicant și asta este făcut într-o societate catolică, îți convins că pentru un ortodox care se știe să povedește, îi prelungește viața cu mai mult. Numai faptul că mergi la biserică este ca și mai fumat pachet de țigări pe zi. Deci, viața o duci pe tot atâta. Asta este și cu familia. Dacă l-ai pe Dumnezeu, ai șanse foarte mari să diminuezi toate ceilalți factori de risc. Pentru că majoritatea factorilor de risc provin din patimile noastre care sunt activați de mediu. Patimile sunt activate de mediu. De aceea trebuie această înțelepciune, răbdare, nejudecarea celuilalt, neîndreptățirea de sine, cum să spun, odihnirea celuilalt. Dom'le, vreau să-l odihnesc. Am fost acum la mănăstiri și am stat eu acolo și am urcat la Sfânta Ana și așa cum stau eu și mai reflect, mai stau și mă gândesc, da, o să stau să mă rog. Și mă gândeam la oamenii ăștia, totul se face în ascultare, tot. Zic, măi frate, tot secretul tău în acestei lume este ascultarea. Știți cum se face în ascultare la un schimb? Domnule, deci focul nu dă drumul fără să ia binecuvântare. Focul la aia, la plită. Când începe, zice, pun masa, cele blagoslovenie sărută mâna starețului, pune masa. Vreau aia, cele blagoslovenie face aia. Orice, mănânc fruct aia, blagoslovenie, zice, blagosloveți. Domnul, mănânc fruct aia. Și spune, băi, dar asta e obsesie, mă, frate, nu o să ajungă ăștia la casa de nebun. Nu, ei sunt foarte, foarte fericiți. Știți cum? Parcă merg prin aer așa un har. De ce? Nu-și fac voia lor și au libertate maximă. Noi avem, există paradoxul acesta, avem impresia că cu cât ne facem mai mult voia noastră, poate suntem mai liber. Dar nu asta este ordine. Asta e o gândire reducționistă care nu bate de parte. Și până la urmă este prostie. Momentul în care tu faci voia celuilalt, te eliberezi. Faci voia celuilalt în ce să mă gândeam așa, mă, dacă în familie ar funcționa familia așa, mă, dacă femeia ar face această ascultare, că s-a văzut bărbatul. Dar zi, mă, dar și bărbatul, vedeți aici, sunt totuși niște stareți care au un discernământ și îl iubesc cu cinici. Și dacă îl pun să facă o betanie sau în plus, o face din dragoste. Bătrânul Iosif îi pedepsea și
și urmărea cu gândul toată pedeapsa lor, îi vedea unde sunt și se ruga pentru ei să-i susțină, dar în același timp era foarte dur cu ei, că îi vrea să-i întărească. Dar ce te faci cu un soț care are mușchi și care zice, păi, eu sunt tare, nevastă să facă ascultare, îi dau cu pumnul în față și am rezolvat. N-a făcut nimic asta. Deci problema este la unul și la celălalt. Problema este că dacă fiecare ar vedea în familie posibilitatea de a veni la sfat, de a veni la o, și ar lăsa, ce a lucrat Dumnezeu. Eu cred că asta e ordinea desăvârșită și în familia în care există această ordine, în primul rând, femeia să facă ascultare, dar v-am spus, femeia poate să facă ascultare și în același timp, bărbatul să facă ceea ce ea simte că este bine. Poate nu face acum, dar minutul 2 pentru ascultare ei va face. Dar este o taină asta, înțelegeți, care se lucrează în genere, în special, în viața oamenilor care totuși au treabă cu biserica, dar și cei care nu sunt, dacă femeia, pentru că sunt și arhetipuri, și Dumnezeu vede și lucrează bine în arhetipurile astea. Acolo este desăvârșirea, viața desăvârșită. Cred că trebuie să căutăm, să vedem, pentru că monahismul, mai cu seamă cel atonit, a păstrat foarte mult din toate arhetipurile tradiționale ale modului de organizare a societății umane. Noi nu le mai vedem nicăieri, nu mai există. Stăm cu ochii la televizor. Tot bătrânii, toți oamenii se văd deasupra. Ce văd acolo, aia văzut că este tot femeia se revoltă împotriva bărbatului, tot copilul împotriva părinților, există un haos și o confuzie totală. Și nu se odihnește niciunul. Copilul, am studii care spun, copilul care se revoltă este permanent frustrat și simte o suferință. Femeia la fel și mai departe. Deci n-am făcut nimic. Dacă am revenit asta. Deci, două lucruri. Sau unul singur, să căutăm, să descoperim acest meșteșug și să lucrăm la stabilitatea viața de familie, că e familia noastră, nu e altuia. Au tendință oamenii că parcă pe asta, familia noastră, parcă asta o atacă cel mai mult. Ei înșiși. E familia noastră, să luptăm pentru ea. Și dacă am căzut, am divorțat la un moment dat, este pentru că n-am știut să luptăm. Pentru că fiecare dintre noi avem partea noastră de vină și n-am știut să construim o relație în care să îl hrănim pe celălalt, să o odihnim pe celălalt. Deci știți ce înseamnă să-l odihnești? Am fost plecat la o conferință în India și acolo erau adunați tineri din toată lumea. Și am fost o discuție pe tema familiei. Eu eram chemat chiar expert pe familie. Și ce am avut surpriza? Să văd că creștinele noastre, ortodoxe și catolice, erau o ortodoxă din Macedonia, una din Chișinău, care m-am și prieteni, fată bună așa, da, fără carieră, nu știu ce, făcea un copil și al doilea nu mai vrea, bărbatul se ruga de ea, nu, domnule, că fac carieră, nu știu ce, organizații internaționale, europene. Domnule, erau total împotriva familiei. Și am avut o discuție foarte largă. Ele zic, domnule, bărbatul stă acasă să facă mâncare și, băi, e firesc ca femeia să facă mâncare. Dar cum e firesc? În primul rând, femeia are sân, bărbații nu are sân. Nu, bărbații sunt. Păi și care treaba? Păi trebuie să dea de mâncare la copil. Bărbatul nu poate să-l adapteze pe copil. Deci, de ce stă acasă și dea de mâncare la copil, trebuie să facă mâncare și pentru bărbat. El stă acasă să face mâncare. Păi mai are un copil. Este un act simbolic, acela ca bărbatul să mănânce din mâinile femeii sale. Îl odihnește lucrul acesta, ea pune suflet în chestia aia. Știți cât contează lucrul ăsta? Ca și la mănăstire. Mâncarea făcută cu binecuvântare te însănătoșește. Și aia făcută cu nervi și cu duc de revoltă te îmbolnăvește. Mâncarea te îmbolnăvește. Când se ceartă soțul cu soția și scandal în casă și fac mâncare și mănâncă, au indigestie. Și se miră că nu mai funcționează stomacul. Păi ce sens funcționează? Dacă acolo este o energie care este negativă, au găsesc că și acum și în apă, găsesc în toate. Și eu sunt convins că așa este. Deci acolo trebuie să fie pacea aceea și binecuvântarea lui Dumnezeu. E bine, musulmancele de prin Kazahstan, educate, bine. Și spune, măi, dar voi nu înțelegeți, le spuneau la ortodoxele noastre, ortodoxe și la catolică, era jucător. Mă, voi nu înțelegeți că bărbatul, femeia trebuie să-și odihnească bărbatul? Mamă, parcă le-a dat cu fierul roșu. Au sărit, scandal. Eu nu puteam băga tare, ți-i lasă răpăiele. Că mi le fac dușmani. Aveam o fată din România care ne susținea foarte puternic din biserică și ea săraca zic, mă, pune tu și zi tu asta. Deci, era și cu bărbatul acolo cu soțul. Dar trebuia foarte așa delicat ca să le convingi că nu. Deci și culmea este că la început au venit fiecare cu un referat. Eu am și toate referatele fiind expertul. Și până le-am ascultat și știam referatul, făcuse și sinteze pe el. Toate vedeau problemele destul de bine. Adică și în relație cu bărbatul. Măi, când le punea să vorbească, revolta se manifesta. Pentru ce? Suntem spălați pe creier. Suntem spălați pe creier din primii ani de viață până la o anumită vârstă. Și trebuie să ne curățim mințile. Niciuna nu avea treabă. Erau toate. Mergeau la biserică, știau că biserica e importantă. Dar tot așa, ca o tradiție. Nu ca un mod de schimbare fundamental al vieții noastre.
Deci, ăsta e un lucru foarte important, să ne odihnim unii pe ceilalți. Și în condițiile astea, eu cred că familia noastră va avea succes. În același timp să luptăm, să avem familii prietene. Nu mai puseam în biserică. De ce? Pentru că se confirmă unii pe alții. Avem nevoie de confirmarea celorlalți. Și atunci comunitatea se întărește. Să știți că nu mai să aibă niște prieteni care gândesc ca tine, îți spuneam foarte multă viață. Enorm! Enorm! E asta și vor, să nu mai stăm, să le cunoaștem, să stăm pe internet, să ne cunoaștem pe internet. Dumnezeu să iei pe ea lângă tine. Mai te întâlnești din când în când, cu unii, de aia de la biserică, cu asta. Dar real și asumat. Și atunci creăm niște comunități care, cred eu, cred că vor mai supraviețui până la sfârșit. Ce se va întâmpla cu generația viitoare, nu știu. Dar încă mai sunt foarte multe posibilități. Cât mai e timp să lucrăm pentru că pentru noi lucrăm și pentru mântuirea noastră. Mulțumesc. Vă mulțumim și noi. Peste două săptămâni, adică luni 12 mai, sensul pedagogic al suferinței. Temă susținută de către Părintele Profesor Vasile Crețu de la Biserica Sfântului Ilie Gorgan de aici, din București. Vă așteptăm și atunci, vă așteptăm și la următoarele manifestări. Vă vom ține la curent cu fiecare dintre ele. Vă mulțumim mult că ați venit, vă mai așteptăm între noi. Îi rog pe câteva persoane, mai ales băieți, bărbați, să nu plece, să așezăm băncile. Trebuie să lăsăm biserica în bună ordine și rânduială, că mâine sunt slujbe. Doar un exercițiu de altruism. Mă vezi că o să dea să începeți cu tine. Și în rest, Doamne ajută, noapte bună, Hristos a înviat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Luminează-te, luminează-te, noul Ierusalim, că slava Domnului peste tine a răsărit. Salta acum și te bucură Sion, iar tu curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-un învierea cel născut al tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cucernice Părinte, binecuvintează. Mulțumim!